Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit. Iată, este joi și am pregătit câteva surprize ca noutăți, anunțuri pentru dumneavoastră. O parte deja cred că le-ați citit pe Facebook, mulți dintre dumneavoastră, alții poate că le aflați acum. Primul anunț este legat de cursul ținut de noi la Cluj și la Timișoara. Îl vom grupa cumva cu... Le vom grupa, deci vor fi în aceeași perioadă, timp de 2 săptămâni, cursul ține doar o zi. Detaliile le veți primi de-a lungul timpului pe Facebook-ul nostru, dar foarte curând, de fapt. La Cluj, cursul se va ține într-o duminică, în 4 noiembrie. Deja au început înscrierile, locurile sunt limitate. Văd că este foarte multă lume interesată. Cursul va fi de Feng Shui începător și nivel mediu. Asta vreau să vă transmit. Urmând probabil ca anul viitor, poate pe la începutul anului sau în prima parte a anului, să reușim să ținem și un curs de pacii începător, de ce nu la Cluj, dacă există într-adevăr atâția oameni dornici. Apoi, la Timișoara, cursul se va ține în sâmbăta, din timpul târgului, din timpul expoziției. Iată că datele, mai jongleșu cu datele, cred că este 10 noiembrie la Timișoara, cursul tot de Feng Shui și începători, de Feng Shui începător și nivel mediu. Văd că oamenii ne roagă să aducem remedii, sigur că vom aduce, dar ne-ar ajuta foarte mult prin intermediul camerei. Vă transmit acum că va trebui să ne spuneți ce vă doriți, pentru că noi nu avem cum să aducem, dragii mei, tot magazinul. Deci este imposibil. Sunt foarte multe tipuri de remedii, sunt grele, sunt multe și așa mai departe. Deci nu o să putem toate, o să trebuiască să ne spuneți ce anume ca amuletă sau ca remediu pentru spații vă trebuie, ca să putem noi să știm și să le punem deoparte din timp, ca atunci când intrați în, veniți la curs, să puteți să le aveți acolo. Cu toate acestea, vreau să vă spun că dacă dumneavoastră doriți ceva și ne spuneți acum, s-ar putea ca atunci să nu mai existe, pentru că ele se vând destul de repede și știți foarte bine că exact în noiembrie, după ce vom ține cursurile acolo la dumneavoastră, în Cluj și în Timișoara, Marian va pleca în Malaezia pentru noile remedii și eu voi pleca în decembrie la Extravaganța, drept pentru care e posibil să deja să urmeze să le avem pe cele noi și acestea care nu că n-ar fi noi, dar se vor mai schimba lucrurile, vor fi alte variante ale acelorași remedii până la urmă. S-ar putea ca o mare parte din cele pe care le avem acum și pe care le vedeți și în emisiunea aceasta să nu mai existe, să nu mai fie în stoc. Chiar dacă dumneavoastră faceți comanda de pe acum. Așa că eu, sincer, vă sugerez să puneți comanda online pe site-ul nostru pe romaniafengshui.ro pentru ca măcar să le aveți. În noiembrie nu știu ce o să mai avem. O să fim foarte, cum să spun, foarte multe vor fi deja lichidate din stoc. Adică nu vor mai exista și poate că o parte nici nu se vor mai fabrica și oricum interesul este să le aduci pe cele noi. Acum, am fost întrebată de multe ori și aș vrea să fie foarte clară toată această idee și să se înțeleagă. Remediile sunt tot aceleași ca simbolistică. Sunt cele de protecție, ați văzut câte sunt. Sunt cele cu rinocer și elefant, mai multe variante pe aceeași temă. Sunt cele pentru sănătate, sunt doar 3 variante, numai că ele arată diferit de la un an la altul, cu toate că ulul tot așa arată, Garuda tot așa arată, Medicine Buddha tot așa arată și în culorile respective, în albastru trebuie să fie pe acolo. Așadar, că este un Medicine Buddha alături de ulu și atârnă 2 amulete dintr-una, sau că este un ulu cu Medicine Buddha tridimensional pe el, cum l-au făcut anul acesta, sau că este un ulu cu Garuda tridimensional și nu atârnă lângă, cum a fost anul trecut, e același lucru, dragii mei. Deci, nu știm ce o să apară pentru anul viitor, dar este... Sunt variațiuni pe aceeași temă, da? Deci nu contează. Noi, singurul lucru este că rămânem fără ele foarte des spre finalul anului, este firesc.
Și de multe ori chiar la jumătatea anului și nu mai avem cum să le procurăm pentru că deja ele nu se mai fabrică. Deci eu vă sfătuiesc sincer să recurgeți la această metodă mult mai simplă și rapidă de a le comanda online. Sigur că noi ceea ce o să avem și ce o să putem să aducem, o să aducem, dar nu vă garantăm că le vom avea pe acestea de acum, atunci. S-ar putea, în niciun caz nu o să le avem nici pe cele de anul viitor, în momentul în care, la început de noiembrie, nu o să le avem pe cele de anul viitor, așadar, este mai sigur că ce e mână nu-i minciună, cum se spune, și să le comandați acum cât mai este timp, până prin septembrie, când încep să se epuizeze, să le comandați acum. De exemplu, remedii de prosperitate mai avem foarte puține. În schimb, ceea ce vreau să vă anunț este că au venit fântânile și sunt foarte multe feluri de fântâni. Mulți dintre dumneavoastră deja le-ați observat pe Facebook-ul nostru. Atenție că ele sunt mai clar explicate în website-ul nostru pe romaniafengshui.ro. Puteți să le căutați acolo. Oricum există link-uri din Facebook spre website. Pe Facebook aveți filmuleț cu fiecare fântână în parte. Pe website aveți poza cu fântâna, prețul și dimensiunile la unele dintre ele. Pot să vă spun că cele cu Buddha, care sunt superbe, sunt în trei dimensiuni, mică, medie și mare, variațiuni pe aceeași temă, cum spun eu, deci același model, aproape același model. Există acea foarte frumoasă cu nodul mistic tibetan și cu apa curgând. Este o fântână foarte frumoasă și cu lumini în spatele apei, deci e ca o cascadă și cu nodul mistic în față. Ce să vă spun? Sunt multe feluri, deci le puteți vedea pe toate pe care le-am primit pe Facebook și pe site. Apoi, trebuie să vă spun că a revenit în stoc din fericire, știu că foarte mulți așteaptă și unii vreau câte 2-3, pagoda învățăturii, cea mare pentru biroul copiilor și nu numai al copiilor și al studenților sau al elevilor, pur și simplu și pentru adulți, există acum și amuletă, dar în primul rând remediul mare. Apoi au revenit în stoc pagoda cea mare și pagoda cea mică, mă refer la spații acum, la remediul pentru spații, pagoda mare, pagoda mică cu sutra inimii și bineînțeles și amuleta. Deci vă spuneam în alte emisiuni că în locul pagodei celor 5 elemente se poate folosi, bine mersi, la fel de valabilă, la fel de puternică, la fel de puternică în a controla steaua 5, este pagoda cu sutra inimii. Dacă cumva, să spunem, ați rămas fără sau nu aveți pagoda celor 5 elemente, puteți să procurați pagoda cu sutra inimii. Varianta mai mică este mai ieftină, de exemplu, și sau cea mare, sigur că da, la care nu mai este nevoie să umpleți cu pământ, pentru că ele au ceea ce le trebuie pe suprafața lor inscripționat, da? Bun, deci există aceste lucruri noi, există și amulete noi, există pandantive amulete noi care au revenit în stoc sau au venit nou-nouțe acum pentru prima oară, pentru că vă spuneam că în Malaysia se produc cam încă de 2 ori pe an și amulete noi care n-au mai fost până acum, cu simbolistica aceeași cu acelor de pe vremuri. Deci cele care se fabricau în trecut, acum sunt schimbate în modul de prezentare, să spunem, numai că mantrele sunt aceleași, pentru că ele nu se schimbă. Puterea lor este la fel de mare ca și acelora din trecut, doar că ei simt nevoia să facă anumite schimbări, pentru că acestea, într-adevăr, cu cât sunt mai noi, cu atât arată mai bine. Bun, nu are sens să ții 15 ani în același model, să spunem, de om Mani Padme Hum. Poți să faci și pandantiv, și brățară, și amuletă, pentru că, până la urmă, unii nu vor brățară, vor pandantiv, alții vor o amuletă să nu se vadă și să obțină în geantă și să nu-și pună o brățară sau un pandantiv sau cercei. Fiecare dorește altceva și atunci ei creează conform dorințelor și a doleanțelor multor oameni care intră în contact cu ei și care cer sau pun întrebări. Da? Și mulți pun întrebări și noi transmitem mai departe. Realmente, când mă duc acolo, eu am discuții cu ei, eu sunt asociată cu ei, sunt consultant numit de ei și
mă întreabă ce se întâmplă în România, oamenii ce mai doresc, oamenii sunt interesați de asta, ei spre ce tind, ce-și doresc oamenii în România. Și atunci, aflând din fiecare țară de pe pământul ăsta, pentru că sunt foarte mulți de-a lungul timpului care au făcut poate cursuri cu Lilian Du, află ceea ce este sau spre ce se îndreaptă populația țării respective. Unii doresc mai multe sau diferite feluri de amulete de sănătate, alții vor de prosperitate, mai multe feluri, să spunem, mai multe simboluri să folosească. Și așa au apărut acum anul acesta cuferele bogăției, așa au apărut cuferele dragostei acum vreo 2-3 ani, care nu existau înainte, da? Cu toată simbolistica pe ele și cu două inimi, niciodată nu purtați jumătate de inimă, asta este chiar o nenorocire. Și nu purtați, asta înseamnă o inimă frântă. Deci exista această modă să porți tu jumătate dintr-o inimă și soțul sau partenerul sau partenera jumătate din inimă. Păi asta înseamnă o inimă frântă, dragii mei, pentru fiecare din dumneavoastră. Deci nu purtați așa ceva la gunoi cu ele. Purtați două inimi întrepătrunse. Deci că voi sunteți o inimă care bate, dar alcătuită din două inimi. Da? E foarte logic. Feng Shui este atât de logic și de frumos ce n-aveți idee. Sau știu că sunteți mulți care mă descoperiți poate astăzi, sau acum o săptămână, sau acum două săptămâni, și sunteți foarte dornici și aviți de a cunoaște, ceea ce e grozav. Pe mine mă bucură foarte mult. Chiar dacă primesc aceleași întrebări de 10.000 de ori, îmi dau seama că nu ne știți de mult, unii dintre dumneavoastră, și normal că sunteți dornici să puneți întrebări, așadar puneți întrebările la care eu am răspuns și acum 3 emisiuni, dar dumneavoastră ne-ați descoperit acum 2 emisiuni, de exemplu. Nu este un capăt de țară, este doar problema lipsei de timp. Și unii dintre oameni, vreau să vă anunț, au devenit foarte răutăcioși cu această situație de a arunca, de a împroșca cu noroi. Nu-i nimic, se întâmplă, suntem obișnuiți cu acest aspect, da? Însă trebuie să aveți o oarecare înțelegere că totuși e vorba doar de doi oameni și că dumneavoastră sunteți mulți. Pe de altă parte, îi înțeleg, sunt nerăbdători mulți și devin destul de agresivi. Sunt obișnuită și cu acest lucru, numai că eu pot să fac ceea ce pot să fac. Deci mai mult n-am cum fizic, în primul rând, și nici timpul nu ne permite. Ziua are totuși 24 de ore, care și așa se simt ca și când ar fi doar 16 ore, asta e senzația mea. Trebuie să mai și dormim măcar 3 ore pe noapte, că cam atâta apuc. Deci, mai mult de atât, nu am cum și ce să fac. Sunt clienții care ne solicită zi de zi, sunt cursanți, sunt întrebări, sunt oameni care sună, sunt lucruri la care noi lucrăm și vă promiteam niște surprize încă din toamnă. Și sunt multe altele lucruri pe website și multe altele, uite, astfel de emisiuni. Noi suntem chemați, Marian a fost marți, parcă, la Antena Stars la prânz. Nici n-am mai apucat să anunțăm deloc, niciunul dintre noi, cu toate că avem Facebook pe telefon, nici nu-l folosesc pentru că nu am timp. Deci, uit, oricum, și sună telefoanele și nu mai apucăm. În alt ordine de idei, a fost acea emisiune la B1, care știu că ați urmărit-o foarte mult și mulți o revedeți pe YouTube sau pe b1tv.ro. S-a schimbat subiectul emisiunii pe ultima sută, adică chiar în timpul emisiunii s-a hotărât să se schimbe subiectul. Sper că nu v-ați enervat foarte mult și sper că ați aflat lucruri interesante sau, mă rog, faptul că le-ați reauzit, poate, nu strică uneori. Știu că mulți sunteți pasionați de Feng Shui și ar trebui să fiți, pentru că paciul nu poate exista fără Feng Shui. Paciul e doar un diagnostic pus, mă rog, de unii prost, de alții mai bine. Iar Feng Shui-ul este tratamentul. Și degeaba ai un diagnostic dacă nu ai un tratament. Și au fost doar noțiuni generale. Vă dați seama cât de multe sunt atunci când calculezi amprenta unui spațiu. Dar sper să fi fost folositoare și sunt convinsă că au fost. Dar, în schimb, nu vi s-a oferit în această emisiune de la B1 posibilitatea de a afla ce se întâmplă ca predispoziții în luna Oitre, pentru care eu am hotărât ca astăzi
în limita timpului disponibil, dat fiind faptul că fiind joi primim și clienți în magazin ca și în alte zile, să încerc să vă fac un rezumat pe care de fapt eu vi l-am prezentat în acea dimineață de sâmbătă, sâmbăta care a trecut la Antena Stars, pentru că m-au lăsat să vorbesc 20 de minute. E adevărat că n-am mai fost timp pentru remedii și o să vi le arăt atâta cât se poate în această emisiune pe care o să o înregistrez după ce vă explic predispozițiile săptămânii. Așadar, ele au fost explicate. Căutați emisiunea de la Antena Stars, înregistrarea pe, fie pe antenaplay.ro, fie dacă au pus-o pe YouTube, careva, de sâmbătă aceasta de la 11.40, am intrat în direct, până pe la 12.05, 12.10, deci cred că vreo 30 de minute am vorbit, numai despre predispozițiile lunii oi, care începe pe 13, adică mâine, începe pe 13 iulie și se va termina în data de 11 august, va ține și în data de 11 august inclusiv. Așadar, o lună a oi sub elementul pământ in, care ține aproape o lună, e luna lunară, cu influențele, să spunem, pure, clare, ale oi, da? De-abia acum începe 13 iulie. Și încercam să prezint și am prezentat la Antena Stars foarte succint și foarte clar pentru fiecare zodie în parte și predispozițiile generale la începutul emisiunii. Și din fericire am fost lăsată să vorbesc fără să fiu întreruptă, da? Atâta cât ne-am încadrat în spațiul de emisie. Urmea ca și la B1 să le prezentăm mai în detaliu, dar a fost să fie să dorească ei o emisiune de Feng Shui, era și timpul, cu sfaturi inclusiv din Feng Shui spiritual, care să fie foarte ajutătoare, mai ales pentru unii oameni care deja scriau mesaje foarte multe și întrebau lucruri. Bun, haideți să trecem la predispozițiile săptămânii și apoi va fi o altă emisiune pe YouTube-ul nostru în care voi încerca să vă prezint luna iulie, adică luna oi, de fapt, cu ce mai vine ea, predispoziții, să spunem, de bun augur și de mai prost augur și pentru fiecare zodie în parte cum se manifestă. Ziua de joi, aceasta de astăzi, ziua de 12 iulie, a fost o zi de șarpe sub elementul lemn in, pe care sigur am prezentat-o în emisiunea anterioară și dacă vă mai interesează o puteți găsi, bineînțeles, în înregistrarea anterioară. Ziua de mâine, 13 iulie, ziua de vineri, este o zi cu lună nouă, bineînțeles, pentru că este un început de lună lunară. Așa cum v-am învățat eu și cum v-am explicat și în alte emisiuni, atunci când avem lună nouă, începe luna lunară. Nu ne trebuie decât un calendar bine făcut, care să ne arate și corect, asta vreau să spun, care să ne arate când este luna nouă. Și atunci știm că începe luna lunară a zodiei respective. Există și luni false, care nu fac decât să repete zodia precedentă în calendarul și cu zodiacul chinezesc. Este, dacă nu mă înșel, și o eclipsă de soare, dacă nu mă înșel, care nu cred că o să se vadă la noi în țară, asta știu astronomii mai bine. Este o zi de cal, ziua de vineri 13 iulie, zi de cal sub elementul foc yang. O zi care vine pentru cal cu foarte mult stres, din păcate, și cu o penalizare legată de planul financiar. Trebuie să aibă mare grijă nativii cai, cum își gestionează banii, ce hotărâri iau legat de banii lor sau ai familiei, să nu riște inutil și să nu investească sau să semneze un contract sau ceva important, să spunem, pentru viața lor sau pentru munca lor. Nu aveți așteptări prea mari să luați bani în niciun caz în această zi și aveți mare grijă, dacă totuși îi luați, să nu vă duceți să-i cheltuiți imediat și să nu-i cheltuiți pe lucruri care concret nu vă trebuie. Pentru că acei bani cheltuiți vor aduce alte cheltuieli după sine. Apoi, pentru oaie, este o zi destul de interesantă, cu mult noroc în sine, dar atenție mare la tot ce înseamnă elementul metal.
Vedeți, această lună începe luna oi cu o zi de cal, deci un prieten secret al oii, foarte frumos aspectat, măcar nu intrăm în această lună într-o ciocnire, intrăm într-o prietenie secretă, deci facem un pas înainte. Însă, nu pe toți îi impactează la fel, nu toată lumea are același noroc, să spunem. Și oile beneficiază de acest aspect pentru că e zi de cal, în primul rând, și ajută, este ziua prietenului secret, au intrat și în luna lor, care nu creează nicio predispoziție de vreo penalizare vreodată, deci oaia și cu altă oaie se înțeleg, doar că le mai trebuie și o a treia oaie ca să urce muntele spre aur, așa se spune. Deci întotdeauna oile acționează mai bine și mai inspirat și mai cu succes când sunt în turmă. Asta este o realitate, nu este o rușine, deci ei sunt oameni de echipă de obicei. Și ca să fie cumva echipajul complet și cu putere, le trebuie să fie 3 oi, nu 2. 2 nu ajung. În altă ordine de idei, ziua este bună pentru, sunt inspirații, este bună pentru lucru, pentru muncă, pentru a chiar și pentru a negocia, dar pentru a prezenta idei noi, proiecte noi, mai ales șefilor, pentru a avea un cuvânt de spus, pentru a avea inițiativă sau a lua o hotărâre. Este de bun augur pentru acest aspect, doar că spuneam atenție la elementul metal, atenție cum conduceți și atenție celor care lucrează în domenii care implică mult metal, să zicem materiale de construcție sau, eu știu, chiar metal mai ascuțit și mai micuț, deci, de exemplu, bijutierii sau ceasornicarii sau, eu știu, minerii, da, și așa mai departe. Deci, atenție acelora care sunt nativi oaie, pentru că pot să aibă mici probleme cu sănătatea. Nativii maimuță sunt bine aspectați și ei, intră practic într-o lună foarte bună, doar că la ei este accentuată problema elementului metal. Ei sunt o zodie de metal yang la bază, spre deosebire de oaie, și acum se va dubla steaua 6 în această lună a oii pentru maimuțe, drept pentru care vine prea mult metal de data aceasta pe ei, dar este o lună de maximă prosperitate, atât pentru oi cât și pentru maimuțe, dar mai ales pentru maimuțe. Și pot să facă bani, pot să scoată bani din piatră seacă, dar trebuie să facă și ei ceva, să se concentreze, să se focuseze pe ceea ce au de realizat și este clar că dacă vor să facă bani, nu este o lună pentru vacanță. Sau cel puțin nu întreaga lună este pentru a lenevi sau a se relaxa. Dimpotrivă, ei sunt cei care ar trebui să tragă acum, dar atenție foarte mare la condus, la trafic și la utilaje grele sau la cei care lucrează în construcții, cum spuneam, pentru că la maimuțe, la nativii maimuță, sunt accentuate aceste probleme. Mai departe, pentru nativii cocoș, este o zi problematică cu o stea de distrugeri, care vine și se suprapune peste o dublare a stelei 2 a bolilor. Deci iată un cumul de stele de pământ. Încercați să nu purtați în această zi de 13 iulie culori de pământ pe dumneavoastră, nici bluza, nici pantalonul, nici pantofii, nici nimic. Dacă se poate să nu fie în culori de pământ, culorile de pământ, încă o dată spun pentru cei care m-au întrebat prin SMS și n-am timp să le răspund tuturor, culorile de pământ sunt bej, crem, galben, portocaliu și maro. Toate nuanțele incluse în acestea. Deci, automat și cafea cu lapte, cafeniu, deci astea intră în culori de pământ. Cu cât sunt mai deschise, cu atât sunt mai puțin puternice. Cu cât sunt mai închise sau galben mai intens, aceasta fiind cea mai importantă culoare de pământ, cea mai pregnantă, atunci, într-adevăr, au putere mai mare. Deci, trebuie evitate de către nativii cocoși în această zi. Bune ar fi culorile de lemn și culorile de metal. Da? Lemnul, bineînțeles, tot ce înseamnă verde, până la oliv inclusiv, iar metalul include alb, gri, argintiu, auriu. Atât. Bun. Deci atenție la sănătate, atenție la pierderi financiare pentru cocoș și atenție și la relații. Iată, este steaua cea mai proastă care vine și este potențată cumva, îi se dă putere de celelalte două stele de pământ, care sunt stele ale bolii, se numesc. Deci atenție în primul rând la sănătate. Nativii câine sunt bine aspectați, chiar foarte bine, sunt ajutați de ziua de cal, sunt pe val, sunt foarte carismatici, sunt foarte căutați și sunt foarte de succes ei fără să facă mare lucru. Asta nu înseamnă să se culce pe ureche, bineînțeles, trebuie să fie vigilenți, însă
sunt cam justițiari. Deci, cumva, când spun cam justițiari, înseamnă că pot să fie puțin cu capsa pusă, cum se zice, și să-i judece pe alții prea aspru. Deci, dacă sunt șefi, s-ar putea ca subalternii să îi cam înjure în acea zi. Deci, ei trebuie să fie cu băgare de seamă nativii câine. Au cumva ceva de spus, chiar dacă poate n-ar trebui spus într-un anumit moment, cumva ca să se respecte o anumită cinste, corectitudine, deci ei sunt cei care în aceste zile își accentuează această predispoziție, chiar fără să vrea. În schimb, au parte de iubire, de dragoste, li se arată acest lucru, sunt susținuți, sunt tolerați foarte ușor și, v-am spus, sunt bine văzuți. Nativii mistreți, în această zi de cal, sunt foarte bine aspectați, au și ei parte de iubire, înțelegere, armonie, pace, mai multă și cu sănătate ar trebui să se mai dreagă lucrurile. Iată, au scăpat de nenorocirea aceea de stea de boală lunară. În această zi de 13 iulie, mistreții au scăpat de problemele, bine, nu de tot acum, sigur, trebuie să fim realiști, cei care au probleme de sănătate serioase n-au scăpat de tot probabil de ele, dar oricum le va fi o lună mult mai bună, nici nu am cuvinte cu cât mai bună va fi, pentru că ei intră acum în luna aliată, mistreții au intrat în vineri 13, adică mâine, intră în luna aliată și cu o dublare a stelei 1, vom vorbi imediat ce înseamnă asta, o dublare a stelei succesului și a victorilor. Deci iată, în carieră, job, interviuri, schimbări de orice fel, mutări de orice fel, relații mai bune, tot ce înseamnă mai de succes se va întâmpla, dacă sigur și ei fac ceva pentru asta, întotdeauna trebuie să acționați, să nu uitați că nu cade din cer, însă predispozițiile sunt net, net mai bune, nici nu se compară, ați scăpat de acest amalgam de energii foarte obositoare ale lunii precedente, dacă ați observat, cam toți mistreții ne-au confirmat acest lucru cu care am luat legătura și care ne-au căutat. Dom'le, a fost o lună în care nici n-au știut să... erau cam besmetici, așa. Nu-și prea găseau calea sau nu prea-și găseau explicații pentru ce se întâmpla. Nu mai spun că pe unii și vremea, sigur că i-a marcat foarte tare starea vremii, mai ales pe cei vârstnici, dar toți suntem marcați până la urmă de aceste vremuri, da, pe care le trăim. Și sunt foarte multe aspecte care pe ei i-au indus în eroare, se pare, și poate n-au luat deciziile cele mai bune. Acum pot să le dreagă situațiile, pot să le repare, chiar pot să-și repare anumite relații, pot să repare, eu știu, ce au spus greșit sau ce au făcut greșit. Se spune că cuvântul nu poate fi luat înapoi. Da și nu. Mă înțelegeți că cine știe să-și ceară iertare sau cine știe și recunoaște că poate a greșit într-un moment. Toți greșim. De asta suntem oameni până la urmă. Nu înseamnă că asta este o scuză, dar sunt oameni care toți greșim când și când nu vrem. Și atunci se întâmplă, de dacă știi să ceri iertare sau să ceri scuze sau să te repliezi, da? Și să schimbi eventual și atitudinea, eu cred că se pot rezolva lucrurile și se pot înțelege. Deci sunt și unii săraci care s-au simțit vinovați, mă rog, ei știu de ce, pentru că n-au luat deciziile potrivite, da? Și tuturor li se poate întâmpla acest lucru. Când este o conjunctură din asta ciudată, cu o stea de victorie și cu o stea de boală, sau o stea de victorie și cu o stea de ceartă, unii nici nu știu cum să le interpreteze, dar se întâmplă lucruri că cumva steaua lunară își spune cuvântul, cea negativă. Se întâmplă, iată. Acum nu mai e cazul pentru mistreți, deci puteți să fiți fericiți, începe o lună foarte bună pentru voi și următoarea va fi foarte inspirată. Dar asta, într-adevăr, va fi foarte bună. Acum, sincer, n-ar fi momentul să vă relaxați prea mult, cu toate că aveți succes cu orice vă propuneți. Ar trebui să și munciți sau să trageți mai tare ca să puteți să aveți acel succes cu adevărat și să vă stabiliți relații noi. Ziua este minunată pentru relaționare, pentru iubire, pentru a lua decizii în cuplu sau în familie. Am vorbit cam mult la mistreți, o să-mi sară în cap celelalte zodii, știu asta, se întâmplă frecvent, dar să știți, vreau să țineți minte, dacă nu vă auziți zodia explicată în ziua respectivă, nu înseamnă că am uitat-o, înseamnă că are aceleași energii ca și zodia precedentă, că stau în același sector pentru Dumnezeu. Mi-au sărit toate maimuțele, mă rog, toate, în cap, au spus că am ceva cu ei. Nu, n-am nimic cu nimeni. Eu de
la maimuțe învăț cum și maimuțele învață de la mine, pentru că suntem în complementaritate. Asta nu înseamnă că dacă spunem zodie dușman, vai de capul meu ce se întâmplă. Unele din zilele de maimuță sunt unele dintre cele mai bune pentru mine, că am de învățat lucruri. Dar contează mult cum privești, dacă e ușor, foarte ușor să acuzi și foarte ușor să sari în capul altuia și să-l acuzi, mai ales când ți se oferă gratis totul, nu-i așa, dragii mei? Dacă sunteți supărați pe mine, dar nu vă mai urmăriți, dragii mei, eu vă invit să închideți chiar acum, schimbați, uitați-vă la altcineva. Deci nu asta este problema. Problema este că voi, poate, nu ați fost suficient de atenți. Când eu spun că se repetă acele energii și la maimuță, înseamnă că sunt cam aceleași sfaturi care au fost și la oaie. Pentru că staționați și sunteți și ocupați de mii de ani același sector de sud-vest. Și s-ar putea să nu fie chiar cu mult diferite, să fie alte influențe pentru zodia dumneavoastră față de cea a oii, de exemplu. Deci dacă e de bine, e de bine. E clar că e de bine. Ce să vă mai spun? Că e de bine tot. Da? Deci trebuie să fiți fericiți că e de bine. Nu să săriți în cap. Bun. Să trecem mai departe. Pentru nativii șobolan, în această zi de cal, iată că nu e o zi prea rea. Cu toate că s-a intrat în zodia oii, care nu le este prietena șobolanilor, nu le este confortabilă, vă spun de pe acum, poate că le este chiar mai în disconfort, sau le creează un disconfort mai mare, chiar decât luna calului. De ce? În primul rând că se va dubla steaua 5, asta este în primul rând, deci steaua primează, vă spuneam asta, este o zi destul de proastă, cu toate că spuneam că nu e așa de rea. De ce e proastă? Pentru că este o conjunctură de oaie cu cal, dacă nu era luna oii, da? Și era o altă lună, ziua de cal nu era așa o problemă. Dar, pe de altă parte, poți să obțină bani în această zi de vineri, poți să funcționeze destul de spornic, să fie, să aibă energie, însă trebuie evitată ora de cal și ora de oaie. Adică, pe oră de vară, pentru șobolan, ar trebui să nu ia decizii, să nu semneze nimic și să nu facă lucruri importante pentru viața lor sau pentru jobul lor, în intervalul orelor 12-16. Deci, toate aceste ore. De la 12 la ora 16, încercați să nu forțați nota, să nu vă certați, dacă se poate, cu nimeni. Atenție în trafic, atenție la locul de muncă, stați mai îmbancat dumneavoastră dacă vă prinde la locul de muncă. Dacă trebuie să porniți în vreo călătorie, aveți mare grijă să, în primul rând, să nu fiți obosiți și nu intrați în depășiri periculoase și v-am spus esențialul. În schimb, este o zi cu prosperitate totuși și inițiativele dumneavoastră sau proiectele dumneavoastră sau deciziile dumneavoastră cumva vor aduce prosperitate. Sau veți avea deja, încă de la începutul zilei, prosperitate justificată, bineînțeles, însă trebuie să aveți grijă și la partea de sănătate. Nativii bivol, în această zi de cal, sunt destul de bine aspectați, chiar dacă au intrat deja în luna oii, luna dușmanelor. Trebuie să aibă grijă însă la mici, să spunem, oboseli, irascibilități care vin inevitabil din cauza dublării stelei 3. Oboseala, aș spune că este poate mai accentuată, sau un oarecare stres chiar mental și chiar și în plan fizic poate să fie. Totuși ziua nu este chiar rea din punct de vedere al banilor și din punct de vedere al jobului. Sunteți destul de intuitiv și ar fi foarte grozav dacă v-ați asculta intuiția, pentru că vă va fi necesar să faceți asta. Vă va ajuta incontestabil și aveți grijă și la relații, adică dacă simțiți că partenerul de discuții nu dorește să vorbiți prea mult, nu vorbiți prea mult, nu împărtășiți foarte mult din ceea ce gândiți. Este o zi cumva în care ar fi bine să nu faceți un mare efort, de niciun fel. Nativii tigru stau mult mai bine decât bivolii, pentru că pentru ei luna oii nu constituie o lună de ciocnire, apoi este o zi de cal de aliat și au și o stea benefică, care de fapt asta este, îi salva pe bivoli în această zi. Deci nativii tigru trebuie să fie probabil foarte energici în această zi și intuitivi de asemenea, inspirați și cu multă putere de muncă și putere de acțiune. Chiar este recomandat ca într-o astfel de zi să facă ceva
important sau să ia o decizie sau pot să și semneze, pot să se mute. Deci pot să facă lucruri ceva mai importante decât ar putea să facă bivolii în această zi de 13 iulie. Nativii iepure sunt într-o zi bunicică, au intrat și ei pe luna aliată, este singurul lucru care îi ajută pentru că ei, din păcate, intră pe dublarea stelei 7. Dar este zi de cal, în fine, e așa și așa pentru ei. Steaua îi ajută foarte mult, steaua zilei, și au succes la locul de muncă și în discuții, mai ales negocieri, dacă e cazul. Este bine să nu se arunce toată luna cu capul înainte, adică au această stea de pierderi dublate, pierderi financiare. Deci atenție foarte mare, ce semnați în această lună până în 11 august, ce decizii luați, nu cumpărați și nu vindeți nimic dacă nu calculați ziua foarte bine și din punct de vedere al stelei zilei. Adică ar fi ideal dacă aveți o negociere importantă să fiți pe o stea 8 sau pe o stea 6 a zilei și să nu fiți într-o zi de cal și de șopolan și nici de cocoș, da? Și nici de dragon. Deci astea ar trebui evitate, să vă spun sincer. Bun, nativii dragon sunt într-o zi de surescitare, stres mental, psihic, emoțional. Ar fi bine să stea puțin mai, să zicem, ponderat, să n-aibă așteptări așa de mari. Încercați să evitați orice discuție în contradictoriu și, în primul rând, aveți grijă la sănătatea dumneavoastră. Vi se recomandă clar o amuletă pentru sănătate, să o purtați cu voi. Asta ar trebui să o purtăm toți, de fapt, cu noi, oricare dintre ele. Există și inelele cu Medicine Buddha, există această variantă puțin, cea mai mică, de fapt, este a inelului, pentru cine vrea să poarte, și, bineînțeles, există brățări cu simboluri, da? Există brățara Medicine Buddha, care eu astăzi o port, pentru că și pe mine vremea, să știți că este un factor de dezechilibru câteodată și simt anumite lucruri. De exemplu, aceasta este brățara Medicine Buddha, am să încerc să o măresc și să scoatem de la mână și brățara, să o scot de la mână brățara cu ulul, ca să vedeți celălalt remediu clasic, da, din Feng Shui. Ulul pentru sănătate este o brățară cu jasp și alte pietre semiprețioase, le avem în stoc. Nodul mistic tibetan, care ajută și pentru sănătate, dar și pentru prosperitate. Și, bineînțeles, mantrele. Mantrele, iată, inscripționată în relief pe o sferă din piatră semiprețioasă și cu turcoaz pe acolo și cu rubin. Om Mani Padme Hum este mantra, nimic altceva. Iar brățara aceasta lui Medicine Buddha, am să încerc să o scot ca să o vedeți, este inscripționată, dragii mei, este inscripționată cu mantra lui Medicine Buddha, evident. Vedeți, se deschide și vreau să vă spun că intră pe majoritatea încheieturilor mâinilor. Sunt și persoane poate cărora nu li se potrivește, dar ea nu este doar o bandă albastră, ea este inscripționată, nu știu dacă se vede, cu întreaga mantră în litere tibetane, în caractere tibetane, și se închide foarte ușor, doar se cuplează aici și se apasă pe o parte pentru decuplare, da? Distanțează, da? Iată. Da? Nu e nimic greșit în a face acest zgomot. Nu se întâmplă absolut nimic, este metalică și este un metal foarte rezistent, vă rog să mă credeți. Și iată că se asamblează foarte ușor și se cuplează la loc, perfect, da? Ea este ovală, dar merge pe încheietura mâinii perfect. Bun, există și alt fel de brățări cu nodul mistic. Eu la mână astăzi am, de exemplu, aventurinul, dar sunt foarte multe altele. Există turcoazul imperial, care este pe verde, vreau să vă spun, turcoazul imperial, așa bine în verde. Iată și simbol de prosperitate, simbolul nodului mistic tibetan și sferă magică, așa se numește ea. Acestea sunt simboluri aurii, dar puteți opta pentru o brățărușă cu simboluri argintii, dacă vă plac acelea. Sau dacă rezonați cu argintiu mai mult, de exemplu, este foarte bine să aveți ceva pentru sănătate atunci când vă loviți de o stea 2, fie a zilei, fie a lunii, fie a anului. Sau și mai rău, cum e în cazul cocoșilor, toată luna de oaie, multă grijă la sănătate, au o dublare a stelei 2, a bolilor. Da? Deci se manifestă dublu. Când spui că ai sărit peste pârleaz, de fapt te întoarce înapoi. Deci cam despre asta este vorba. Bun, nu vreau să vă sperii, există remedii, există practic faptul că
cocoșii au parametri foarte buni tot anul, e, luna aceasta se vor simți uneori puțin mai afectați, să spunem, fie de vreme, fie de problemele existente de sănătate care pot să revină prin plan, fie de anumite slăbiciuni pe care le au sau sensibilități care, sigur, se pot întâmpla. Am revenit la Dragon, da? Deci eram la Dragon în ziua de 13 iulie. Șarpele este situația care s-a întâmplat cu maimuțele săptămâna trecută, într-una din zile. Aceleași caracteristici. De ce? Chiar dacă este o zodie cu un element la bază altul decât al dragonului, păi ziua de cal cam la fel aproape vă impactează și este o stare de boală. Ce pot să vă spun? Da? Decât că sunteți și dumneavoastră predispuși la mici îmbolnăviri, imunitate scăzută ca și la dragon. Deci, aceleași recomandări și pentru șarpe. Am ajuns la ziua de 14 deja, 14 iulie, sâmbătă, zi de oaie, într-o lună de oaie. Ei bine, pentru oi este absolut genial. Aceasta este situația de care spuneam, drumul către aur pe munte, au și steaua prosperității în această zi. Deci pentru oile care muncesc în această zi, sau care negociază, sau care au business propriu, sau... nu știu, are un restaurant, are o terasă, are, nu știu, muncește. Ar fi bine ca cei care sunt în zodia oi, dacă sunt patroni, să fie acolo prezenți toată ziua, pentru că vor avea câștig extraordinar. Dacă nu sunt patroni și sunt în zodia oi și doar muncesc ca ospătari sau ca bucătari sau ca, eu știu ce altceva, hostess, da, mă rog, cum se mai spun, în orice domeniu, stați să ne înțelegem, deci nu trebuie să fiți șefi tot, nu toți trebuie să fie... Unii lucrează, da? Sunt muncitori. Dar dacă lucrați, ziua aceasta este una dintre cele mai bune din lună. Deci este extraordinar de bună pentru a face bani. Pur și simplu pentru a face bani. Cum se zice, fraier să fii și să nu-i faci. Eu vă recomand un remediu de prosperitate, tocmai ca banii să vină mai repede. Nu vă promit eu că vin banii. Asta depinde de voi. Dar să știți că predispoziția așa este. Nu este o minciună. Sunt trei oi cu voi, a treia oaie. Da? Pentru nativii, oaie este această situație în mod special și puteți, în primul rând că există o amuletă, se numește amuleta celor trei oi. E, într-o astfel de zi ar fi trebuit purtată. Și nu numai într-o astfel de zi, în această lună, toată luna v-ar fi ajutat și luna din anul viitor vă ajută luna oi, în fiecare lună de oaie, pentru că și nu numai, până la urmă, pentru că amuleta în sine va duce această energie a celor trei oi care urcă muntele de aur. Puteți nu numai să faceți prosperitate, să faceți rost de bani, în sensul nu să vă împrumutați, da? Ci să-i produceți și să veniți cu o idee, poate genială, care să vă producă bani în viitorul apropiat sau care să fie remarcată și poate cumva să-i ajute pe șefii dumneavoastră să... facă mai mulți bani și automat și dumneavoastră să fiți răsplătit. Sau oricum munca voastră să fie apreciată foarte mult în această zi și atunci să vină și niște rezultate, să aibă niște consecințe pozitive. Deci un remediu pentru prosperitate sunt multe. Cufărul bogăției ca amuletă. Optarul, uitați, există pandantivele, dar noi le avem în stoc, vreau să spun, nu știu dacă sunt pe site, sincer, dar există la noi în magazin și în stoc. O să vi-l arăt imediat, o să vă măresc imaginea. Este argintiu, deci sunt numai pe argintiu, există și brățările cu acest optar, acest infinit optar, că îl poți interpreta și ca infinit și ca optar, este același lucru până la urmă. Și vreau să vă spun că este foarte bun orice fel de opt, atenție, pentru aducerea prosperității. Deci este un lănțișor cu pandantiv, da? Și există și brățările argintii, așa cum vă spuneam, care sunt ajustabile. Eu fi le-am mai arătat prin alte emisiuni. Există nodul mistic tibetan, întotdeauna este din 3 optari alcătuit și este foarte bun ca remediu pentru prosperitate. Asta ce purtăm la noi. V-am spus cufărul prosperității, există amuletă pandantiv pentru aducerea prosperității, pe care deja o știți și pe care v-am prezentat-o, dacă nu în fiecare emisiune, oricum o știți încă de la începutul anului și de în anul trecut. Este un pandantiv cu auriu și argintiu,
da, așa că iubitorii doar de argintiu pot să-l poarte sau doar de auriu pot să-l poarte. Toate aceste cercuri se rotesc unul în interiorul celuilalt, toate au alt fel de simboluri legate de prosperitate și mantre și silabe de rădăcină ale mantrelor, inclusiv simbolurile, da, pentru prosperitate. Și bineînțeles, sunt încă multe altele. Există oglinda prosperității, vă spuneam, există, iată, amuleta cu oglinda prosperității, da? Aceasta este doar una dintre ele, pentru că mai există amuleta cu oglinda lui Lord Jambala, vă spuneam, da? Oglinda și pe spate unde este oglinda, ați sesizat probabil că este și mantra prosperității, mantra pentru aducerea prosperității. Iar cuferele bogăției, cel roșu și cel verde, pe care le puteți încă vedea, încă mai avem pe site-ul nostru, pe România Feng Shui, unul este pentru... De ce se pun împreună în sectorul de sud-est, sectorul bogăției? Pentru că unul este pentru menținerea prosperității și celălalt pentru aducerea bogăției, da? De asta se pun împreună. Sigur că puteți opta doar pentru unul, până la urmă e mai bine și mai mult decât nimic. Însă unii optează pentru statueta cu optarul, de exemplu, ceea ce nu este nimic rău în asta. Sau există copacii bogăției, pe care deja cred că știți mulți dintre dumneavoastră, cel mov pe care îl știți și nu l-am acum chiar lângă mine. Există copacul cu cele 100 de păsări, cum se numește, pentru aducerea veștilor bune în prosperitatea familiei sau a personală sau a locului de muncă. Depinde unde este amplasat, da? Atenție, remediile pentru prosperitate, dragii mei, nu se așează în dormitoare. Chiar dacă acolo avem pe amprentă o stea, sau vine, acolo cade sud-estul, da? Și în sud-est știm că este steaua 8-a anului acesta, un alt copac al prosperității, cel de anul acesta, mai ales, că e cu fructe roșii. Deci, vă spuneam că aceste remedii de prosperitate, oricare dintre ele, chiar dacă sud-estul nostru e în dormitorul nostru, nu se așează în dormitor. Singura cameră în care nu așezăm remedii pentru prosperitate este dormitorul. Restul, aceste remedii de prosperitate, se pot așeza într-adevăr în birou, în sufragerie, într-un dining room, într-un hall, chiar pe un hall. Bineînțeles, nu în bucătărie, nu în baie, asta este inutil să vă mai spun. Dar camere, totdeauna spunem că în camere de zi, dar atenție, în dormitor, se pun numai remedii pentru sănătate, fertilitate, sănătate sau longevitate, fertilitate și de asemenea pentru sănătate, care e mai bună decât toate. Deci asta este în dormitor. Niciodată în dormitor, niciodată nu punem remedii pentru prosperitate, pentru că cineva m-a auzit, una din marile maestre de pe la noi, autonumite, pune boluri cu bani în dormitor. Nici nu poți să-ți aduci prosperitatea așa, în dormitor. În dormitorul are altă funcție. Da? Deci, atenție, să nu încurcăm lucrurile, să nu ne batem joc de Feng Shui, pentru că de asta unii oameni apelează la acești șarlatani și spun, dom'le, n-a funcționat Feng Shui-ul. Exact ce spunea Marian la B1. N-a funcționat, uite că nu funcționează. Păi dacă tu ai apelat la un tâmpit, iertați-mi expresia, ce să funcționeze? Problema e de ce ai rezonat cu tâmpitul ăla. Aici este marea mea problemă. Pentru că oamenii vor, dar trebuie să fie puțin și atenți. Trebuie să vedeți, să verificați sursele de pe internet. Vă dați seama că ei au tot interesul să-și facă reclamă, dragii mei. La cursurile lor, astora care zic ei că țin, vin doi oameni. Un părinte și prietena. Da? Sau sora. Păi, așa? Asta înseamnă să faci curs? Și bați toba, da? Că pleci nu știu pe unde și că îți faci grup și n-are pe nimeni. Și dovadă că nu pun poze, că dacă ar fi oameni mulți la ei, și-ar pune și niște poze să se vadă. Că acum se poartă, nu? Cu selfie-uri, cu Facebook-uri, cu Instagram-uri, cu nu știu ce. Vreau să mă credeți că n-am intrat în viața mea pe Instagram și nu mă interesează. Marian, da. Ei, eu nu. Refuz. Deci nu mă găsiți pe Instagram, pe mine, cel puțin. Pe Marian îl găsiți, vă recomand să-l mai căutați dacă vreți, n-are nici el timp, nu avem timp de așa ceva. Ajunge cu Facebook-ul și știți că acolo ne găsiți, Facebook-ul vă că încă în România este principalul. Dacă doriți să ne adresați întrebări, ne puteți adresa pe Facebook. Sincer, eu cu Instagram-ul încă n-am, nu știu cu ce se mănâncă, cu toate că e de mulți ani. Nu mi-e rușine să spun asta
Eu nu sunt o fană internet și n-am să fiu niciodată. Eu prefer să am o carte în mână să o citesc. Eu nu pot să o citesc de pe internet. Pentru că mă obosește, în primul rând. Și eu sunt cel mai tradițional, recunosc, deși n-ar trebui, probabil. Sau zodiile care le-am eu în ceară n-ar trebui să spun asta. Dar, iată, așa am ales. Este liberul meu arbitru și nimeni nu mă poate împiedica de la acest lucru, da? Așa cum nu sunt adepta, mă întreabă lumea dacă nu putem să facem consultația prin Skype, da? Nu există așa ceva pentru mine. Știu că am cont, nu-l folosesc, deci nu mă interesează. Mi se pare și pierdere de vreme și poate nu vrei să, nu știu, poate nu vrei atunci sau nu, în fine, sau nu poți. Bun, și încă ceva, dragii mei cei din România, nu mă căutați pe WhatsApp. Îl am, este WhatsApp-ul, dar numai pe unul dintre numere, pe celălalt chiar nu merge din cauza telefonului, că e BlackBerry. Și pe BlackBerry-uri, după cum știți probabil unii dintre voi, în iulie anul trecut, WhatsApp-ul s-a desființat de pe BlackBerry, de pe toate BlackBerry-urile și cele mai noi, și de pe multe dintre Nokia și dintre Samsung-uri și așa mai departe. Deci nu mă găsiți pe numărul cu 4 de 8 la sfârșit pe WhatsApp, deși mi-apare că am avut cont acolo, atenție că degeaba îmi scrieți acolo, nu vă văd. Mă găsiți pe celălalt număr al meu, cel cu 881 la sfârșit pe WhatsApp, dar nu vreau. Deci WhatsApp-ul meu este numai pentru românii din străinătate, vă spun acum pentru totdeauna. Deci nu pot, că nu fac față, sunt prea mulți în străinătate care mă contactează și iau tot dreptul pe WhatsApp că e gratis. Iar cei de aici din România, pentru că nu plătiți în plus, contactați-mă pe SMS. E mult mai simplu, le văd mult mai repede. WhatsApp-ul trebuie să-l deschid ca să-l văd. Deci, încercați și numai, în primul rând, eu vă mulțumesc că vă gândiți la mine, dar nu mai vreau mesaje cu floricele, cu, eu știu, vă doresc o zi bună și cu o ceșcuță de cafea. N-am timp de asta, dragii mei, credeți-mă că îmi ocupă. Deci, numai faptul că eu văd acolo că e un mesaj, îl deschid. Mi-a luat... nu știu, un minut, jumătate de minut. În jumătatea de minut pot să fac altceva util pentru altcineva. Deci eu așa gândesc. Timpul e foarte prețios, cel puțin în cazul nostru. Foarte prețios, vă spun. Nu aveți idee cât de prețios a devenit. Și chiar nu este timpul necesar pentru prostioare. Nici mesaje de genul ce contează mai mult în viața unui om, iubirea, credința, încrederea, le știm și voi le știți. Nu avem nevoie de textele astea. Mai bine îmi puneți o întrebare deșteaptă la care să mă răspund și să vă ajute, dacă mă pricep. Bun, nu e chestie de aroganță, știu că poate să par așa, este pur și simplu că încerc să vă informez cu ce pot eu să fac și ce nu pot și că nu mai sunt în stare să răspund la toate prostioarele și nici măcar să dau un mulțumesc. Și tot voi care ați trimis prostioarele, vă supărați că de ce nu v-am răspuns cu mulțumesc. Uite, n-am timp și am ales să nu mai fac. Deci asta e problema. Deci vă rog eu mult, nu vă pierdeți vremea cu mine cu astfel de floricele. Le apreciez și pe Facebook. Pe Facebook e mai ușor, că le văd pe toate așa mai multe și vă mulțumesc acolo sau dau un place. E, pe WhatsApp chiar nu, pentru că sunt alții la rând din toată Europa aceasta și din afara Europei care chiar au nevoie de ajutor și poate au nevoie de un răspuns și da? Ați înțeles. Bun. Mai departe, eram la ziua de 14 iulie, cu această situație a oilor care este absolut genială. Deci o zi absolut minunată, cea mai bună zi din lună pentru nativii oi. Nativii maimuță. Sigur că ei nu reacționează la fel de grozav, deși au o zi foarte bună pentru că au steaua prosperității. Deci lor, în mod normal, le merge strună cu tot și dacă lucrează și dacă nu lucrează. La oi însă este o situație excepțională și de aceea am vrut să fac această diferențiere. Maimuțele au o zi nemaipomenit de bună atât pentru sănătate, atât pentru replierea forțelor, pentru a își manifesta plenar și energia și puterea lor de a gândi și de a acționa și planul emoțional. Deci o zi foarte frumoasă și de făcut bani și pentru ei, da? Dar este o altă valență aceste zile pentru nativii maimuță. Pentru cocoși, o zi foarte bună de liniștire, de armonizare, de comunicare nemaipomenit de bună. Este momentul acum, dacă puteți, să petreceți niște timp mai mult cu familia sau cu partenerul, partenera de viață. O zi foarte bună de a lua decizii în cuplu dumneavoastră și nu decizii, mă refer, hai să mergem la film, ci serioase decizii, da?
legate de casa voastră, de jobul vostru, de lucrurile făcute împreună, de viața voastră viitoare. O zi bună pentru concepere de copii, pentru cocoși, apropo, dacă vă interesează. Și în rest, o zi bună și în planul sănătății, mare se mai așează cât de când lucrurile, cu toate că luna nu e bună, v-am spus pentru acest plan. Dar trebuie profitat de orice zi care vă ajută. Nativii câine au o zi așa și așa, puțină irascibilitate, eventual stres, cumva pentru cei care lucrează mai mult stres. Atenție la sănătate, la organele de pământ, aveți grijă cum mâncați, dar să mâncați la nervi și nu în picioare și nu în grabă. Mistreții au o zi bunicică, ceva mai bună decât nativii câine, îi ajută luna de oaie și ziua de oaie care le este aliat, îi face ceva mai diplomați, cu toate că au steaua certurilor pe sectorul lor, ca și câinii. Cu toate acestea, dacă cred că ar fi mai mult ajutați mistreții să-și țină gura decât nativii câine în această zi de oaie, pentru că și ei sunt diplomați și atunci să sperăm că îi ajută. Dacă simțiți că nu, oricum n-ar strica să aveți amuleta celor trei celești asupra voastră, ca și nativul câine, de fapt. Deci nu vă luați la harță, aveți grijă cum comunicați și nativii câine și nativii mistreți. Bun, pentru șobolani o zi proastă. Din păcate, o zi care cere relaxare, dormit, fără stres, fără atenție mult la condus. Dacă plecați în vreo excursie, vacanță, ceva și trebuie să conduceți voi, ori, deci dacă nu aveți pe cine să lăsați la volan, încercați să plecați măcar la niște ore de aliat, cum e ora dragonului, pe oră de vară între 8 și 10 dimineața, sau mai târziu, la ora de maimuță, după ora 16, dacă puteți și faceți așa o întrerupere de drum la un moment dat, dacă e drumul prea lung. Nu spun că nu e bine să călătoriți cu avionul, spun că ceea ce ține de dumneavoastră, de volan, de traficul, în cazul dumneavoastră, dacă sunteți la volan, trebuie să fiți mai atent, da? Eu aș zice totuși să nu conduceți în stare de oboseală și mai ales nu pe timp de noapte. Luați-vă amuleta călătorilor cu voi neapărat în această zi, dacă totuși trebuie să călătoriți și n-aveți încotro. Și atenție celor care muncesc în domeniul de construcții sau de ceva mai riscant, deci într-un domeniu mai riscant, nu ridicați greutăți, nu riscați nimic în această zi de oaie, este o zi proastă, cam pe toate planurile, da? Și pe plan emoțional, și pe plan financiar, atenție la cheltuieli, puteți să pierdeți bani pur și simplu, vă cad pe jos și i-ați pierdut sau vi se fură, deci mare grijă și cu obiectele personale. Ziua este destul de stresantă, sincer. Nu mai spun de amuleta rinocer și elefant, aceasta vă este necesară pentru ziua de sâmbătă, neapărat ar trebui să o aveți. Amuleta rinocer și elefant, v-am arătat-o, bineînțeles, în fiecare emisiune, diferitele variante de amulete rinocer și elefant. Nu vreau să insist atât de mult pe arătarea aceleiași amulete emisiune de emisiune, pentru că poate să pară extenuant pentru unii dintre dumneavoastră care mă urmăriți constant și vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată și mulți oameni îmi spun că mă apreciază. Vă mulțumesc din suflet pentru toată încrederea și pentru fidelitatea dumneavoastră. Eu sunt de felul meu o persoană fidelă și este unul dintre marile, să spunem, virtuți în viziunea mea pe care le poate avea un om. Să fii fidel pentru locul tău de muncă, cu partenerul de viață, cu oamenii, cu prietenii în general și în momentul în care rezonezi cu ceva sau cu cineva, să devii fidel. Mie mi se pare ceva extraordinar. Pentru ziua de azi, cum prele mai ai. Așa că eu apreciez foarte mult toate aceste remarci și primesc cu drag criticile, dacă este cazul, mai ales de la oameni care au urmărit această emisiune și care știu cu ce se mănâncă. Deci nu neapărat de la oamenii care m-au descoperit acum 2 săptămâni și care n-au ascultat în trecut ce s-a întâmplat. Bun, revenim pentru nativii bivol în această zi de oaie. Vreau să dau o veste destul de proastă. Este ziua cea mai proastă din săptămână pentru nativii bivol, este zi de oaie, într-o lună de oaie, cu stea 5 a dezastrelor. Deci este cel mai prost aspect posibil, din păcate. Atenție mare la certuri. Poate să se rupă o relație, efectiv, fără să vă dați seama. Deci ați zis ceva și omul a plecat, a trântit ușa. Atenție foarte mare la acest aspect. Ce puteți să faceți? În primul rând, amuletele, să știți, fără doar și poate, ne protejează.
Vouă v-ar trebui în primul rând în casă, bivolilor, tot anul, nici nu mai are sens să mai spun. Pe lângă placa Taisui și pe lângă amuleta Taisui care s-o aveți asupra voastră, să știți că încă mai avem vreo 5 amulete Taisui în stoc. Ele nu se mai fabrică pentru anul acesta, pentru că vor apărea altele anul viitor, vor fi alte zodii afectate. Dar, din păcate, bivolii, ca și oile, ca și dragonii, ca și câinii, ca și cocoșii, sunt afectați de această energie Taisui tot anul acesta până în 5 februarie 2019. Aceasta este amuleta Taisui, da? Este pe bucată de piele. Așa arată ea. Este valoroasă pentru aceste 5 zodii. Este prima pe listă pe care ar trebui să o aveți, dacă nu o aveți deja. Și următoarea amuletă și următorul remediu în casă este amuleta celor trei celești, respectiv placa celor trei celești, în sectorul de nord-est al casei dumneavoastră. Da? Cea mai importantă, m-a întrebat cineva și bună întrebare dintre clienții mei, dom'le, totuși, care e cea mai importantă, casa sau locul de muncă? Păi casa, că acolo mâncăm, dormim, acolo suntem noi înșine, dragii mei. Este altarul nostru, este adăpostul nostru. În cazul, cum să spun, chiar și în momente de restriște, în momente în care ne simțim bine sau nu ne simțim bine, în casă stăm. Și atunci e normal, sau acolo, în primul rând, relaționăm, da? Sau poate nu relaționăm, dar acolo ne petrecem majoritatea activității. Dormitul măcar, tot în casă se petrece, deci nu la locul de muncă. Ce se întâmplă? Este importantă casa, este chiar mai importantă decât locul de muncă. Deci dacă mă întrebați unde să puneți placa sau placa Taisui sau nu știu ce placă, oricare remediu, placa de protecție a casei, evident, primul spațiu la care vă gândiți este casa voastră. Chiar dacă stați cu chirie, chiar dacă e doar o amărâtă de garsonieră, aceea, pentru moment, este casa voastră. Și trebuie să o tratați ca atare, trebuie să-i dați respectul bufenit ca și voi să primiți, în schimb, energia necesară. Așadar, întâi și întâi se calculează casa Feng Shui. Se pun remediile pentru stelele anuale în casă, înainte de locul de muncă. Da? Chiar dacă sunteți șefi la locul de muncă și e spațiul vostru și e proprietatea voastră, da? Totuși nu v-ați căsătorit, bănuiesc, cu jobul, sau chiar dacă v-ați căsătorit cu jobul, totuși nu dormiți la job. Și nu mâncați tot timpul la job. Și nu faceți dragoste la job, probabil, și nu relaționați cu nevasta, cu bărbatul la job, neapărat. Deci casa este cel mai important spațiu pentru dumneavoastră, pentru noi toți, da? Bun, haideți să trecem puțin mai departe. Deci pentru bivol este situația care este, îmi pare rău, și amuleta celor trei celești, încă o dată spun. Iar în această zi trebuie luată la pultare și amuleta cu pagoda cu sutra inimii și amuleta cu pagoda celor cinci elemente sau una dintre ele. Vă spun, este o zi destul de proastă. Pentru nativii tigru, nici pentru ei nu este ziua minunată, dar măcar nu este zi de dușman și nu e lună de dușman. Da? Dar, nu uităm, că am intrat într-o lună în care li se dublează și lor steaua 3, deci asta înseamnă predispoziție spre procese, spre certuri, spre despărțiri, chiar spre bârfe la adresa lor, spre trădări la adresa lor, ca și la adresa bivolilor. Și este această stea a dezastrelor în această zi de sâmbătă și eu vă recomand pagoda cu sutra inimii neapărat sau pagoda celor 5 elemente, luați-o la purtare, chiar dacă sunt din alți ani, puneți-le pe sare cu o zi înainte și luați-le neapărat la purtare mai repede. Nativii iepure sunt aspectați bine doar din punct de vedere al zodiei lunii și al zilei. O să ziceți, da, dar nu e puțin lucru. Da, dar numai că steaua primează și este o stea de multiplicare a stelelor de posedări materiale și trădări și accidente. Deci, având o dublare a stelei 7 în această lună, acum vine o stea de multiplicare în ziua aceasta, care multiplică acele energii. E adevărat că vă ajută oaia. Slavă Domnului! Bine că este zi de oaie și lună de oaie. Însă aș vrea să nu vă culcați pe ureche că este zi de oaie și să încercați să evitați cheltuielile, deci nu mergeți la cumpărături în această zi. Mergeți mâine, duminică, adică următoarea zi, mult mai bună. Și de asemenea încercați să vă păziți bunurile, încuiați casa, încuiați mașina, țineți-vă geanta cu fermoarul tras pentru doamne și domnișoare. Domnii să fie atenți și în trafic și nu vă certați. Este o energie inclusiv de ceartă, de agresivitate, la modul general.
Bineînțeles, amuleta care trebuie purtată de către iepuri în această zi este amuleta rinocer și elefant. V-am arătat-o pentru ziua anterioară la altă zodie. Sau aceasta sau altele care au fost fabricate cu rinocer și elefant, pe care și noi le avem și le găsiți pe site-ul nostru pe www.romaniafengshui.ro. Nativii dragon în sfârșit își revin acum cu sănătatea și cu banii și cu faima chiar. Au o zi de succes, au o zi în care cei care lucrează sunt clar avantajați. De asemenea, pentru nativii șarpe, cam aceleași aspecte, pentru că e zi de oaie și impactează aproximativ la fel. La dragoni aș adăuga să aibă grijă cu stomacul și cu cei care se știu cu diabet, atenție mai mare în această zi, deci nu mâncați dulciuri aiurea, eu știu, dacă vă întâlniți cu prietenii sau de careva o petrecere, atenție la dulciuri, da? Cei care se știu cu probleme de inflamații ale articulațiilor, dragoni mă refer, sau probleme cu musculatura, atenție, păi, mă scuzați, în această zi, pentru că pot să apară mici neajunsuri, dureri, să spunem un stres fizic, da? Deci aveți grijă la aceste aspecte. Bineînțeles, o amuletă pentru sănătate n-ar strica și ce v-aș mai sfătui eu pentru dragoni și șerpi, să purtați o amuletă a succesului și a victoriei în această zi de oaie. Nativii cal sunt bine aspectați, au o stea 6 a intuiției, a norocului divin, o zi minunată pentru ei, poate chiar cea mai bună din săptămână, fără doar și poate, de fapt, în această zi de oaie, prietenul lor secret, lună de oaie, prietenul lor secret, cu o stea 6 a norocului divin, foarte inspirați și cam tot ceea ce fac este bine, este remarcat sau e de bun augur pentru viitorul lor apropiat. Asta pot să vă spun. Este o stea de prosperitate indirectă, o prosperitate în viitor. Deci luați decizii legate de banii dumneavoastră. Puteți să cheltuiți banii astăzi. Asta nu înseamnă că cheltuiți toți banii. Asta știți dumneavoastră mai bine. Dar puteți să negociați sau puteți să aveți o discuție interesantă și importantă cu cineva legat de ceva care urmează să se întâmple în plan financiar în cazul dumneavoastră pentru chiar săptămâna viitoare. Vedeți că în centrul casei, în această zi de sâmbătă, poposește steaua bolilor. Deci, toți cei care, de obicei, serviți masa, luați masa în centrul casei, încercați să le evitați de data aceasta. Mă gândesc că fiind zi de sâmbătă, poate sunteți cu familia sau cu prietenii și invitați acasă. Dacă sunteți la un restaurant, nu contează, dar dacă sunteți acasă la voi, oricine care ia masa în centrul casei, se întâmplă să fie acela centru casei, încercați să evitați să nu mai faceți asta, să mutați masa într-un alt sector, oricare altul, pentru că aici aveți o stea de boală și chiar vă puteți certa la masă. Bun, nativii, am ajuns, mă scuzați, la ziua de 15 iulie, ziua de duminică. După asta vă puteți da seama că vorbesc liber, n-am nimic scris decât cifre, aceste stele, așa cum le aveți în calendarele noastre, deci sunt cu calendarul în față, luna iulie, da, luna iulie corectată, atenție, și aveți calendarul, da? Și aveți steaua zilei, numai că eu le fac în cap și aveți și dumneavoastră, să știți, loșurile ajutătoare. Apropo, dacă vedeți steaua zilei în centru 2, de exemplu, o să știți pe fiecare zodie în parte, dacă cunoașteți sectoarele zodiei care vă sunt date în calendar, o să vedeți spre finalul calendarului o legendă, da, ceva ajutător, cu, pe lângă ciclul elementelor și multe, multe alte lucruri care vă ajută și vă fac să înțelegeți niște lucruri și sunt luate din cursul de începători, aveți toate posibilitățile de loșuri, mai precis 9 la număr, că avem stele de la 1 la 9. Acestea sunt energii, stelele. Și dacă aveți steaua zilei 2 în centru, îți dau un exemplu. Vă uitați unde e 2 în centru, al doilea loșu, da? Și o să vedeți pe sectorul, să zicem, șobolanului, cu steaua 2 în centru, 7-le. Deci aceea e steaua zilei pentru șobolan, dragii mei. Sunt mulți care încă n-au înțeles acest lucru. Cum, de unde iau ei steaua zilei pentru zodia lor? Păi așa, dacă voi vă uitați la sectorul de nord, că acolo stă șobolanul, vedeți că pe nord e un 7 când este steaua 2 în centru, adică steaua zilei. Deci 7-le va fi steaua zilei pentru șobolan. Și așa mai departe.
Da? Vedeți că aveți o diagramă, celor 24 de munți se numește în calendar și va fi și anul viitor în calendarul anul viitor și vor fi multe informații cam aceleași de ajutarea dumneavoastră cum să citiți calendarul și în cel de anul viitor, da? Pe lângă multe alte lucruri, căutați acolo, deci puteți să vedeți foarte multe, încercați să le înțelegeți, chiar dacă noi poate nu vă răspundem la un telefon sau eu știu, nu avem cum pe Facebook să vă răspundem la această întrebare, una anume, nu știu care, încercați să găsiți explicațiile când mă ascultați, o să vedeți de ce este mai simplu prin ascultarea acestor emisiuni, pentru că vă ajută să citiți inclusiv calendarul și clar la anul veți fi mult mai edificați, după ce ați exersat tot anul acesta, veți fi mult mai edificați cum e cu luna solară, cum e cu luna lunară, de ce vorbim noi de predispoziții conform și lunii lunare, nu numai lunii solare, pentru că este cea mai adevărată. Deci nu numai charturile se fac conform lunii lunare, dar și predispozițiile, dar cei care au fost la cursuri de avansați la Maestra Lilian, tu știu asta, ceilalți nu știu. Noi le-am spus la cursurile de avansați, dar la unii a intrat pe ureche, la alții n-a mai intrat deloc. A intrat pe ureche, a ieșit pe cealaltă, la unii a intrat și a rămas, la alții n-a intrat deloc. Știți? Asta e. De asta suntem diferiți. Așa. Deci, în această zi de duminică, este o zi de maimuță, sub elementul pământ yang. Ziua aceea precedentă de oaie, nu știu dacă am spus elementul, a avut foc yin, da? Ziua de sâmbătă 14, ziua de maimuță are pământ yang. Ziua de maimuță vine cu un impact destul de puternic pe zodia maimuță, în sens negativ. În sens de pericol de accidente mult mai puternic și pericol de bârfe, de trădări și de rupere chiar de relații. Fără exagerare, este o zi prea puternică în elementul metal, care taie în carne vie și mai ales maimuțelor care au mult metal în chart, le atrag atenția să nu facă eforturi fizice, să nu se ia la harță și să nu conducă dacă ar putea toată ziua. În schimb, oile nu sunt atât de grav impactate. E adevărat că este o zi cu posibile pierderi financiare. Este bine pentru oi să nu plece la cumpărături în această zi de duminică, pe cât de bună a fost ziua de sâmbătă, e, acum e așa și așa această zi de maimuță. Dar, sigur, contextul este bunicel, adică e lună de oaie, zi de maimuță nu e o problemă, doar că există această stea 7 zilei care vine cu un impact destul de puternic pe elementul metal și îi seacă de energie inclusiv pe nativii oaie. Deci oaia și maimuța sunt în acest cont de umbră, să spunem, cu acest sfat important dat în mod special pentru maimuțe, să evite condusul, dacă se poate, sau traficul puternic, mă rog, aglomerat, și călătorii chiar. Nativii cocoși sunt într-o zi de făcut bani, dar se pot certa. Asta e problema și se pot certa chiar de la bani. Atenție mare, se pot certa chiar în cuplu dacă nu sunt atenți. Acest lucru îi afectează posibil cu sănătatea. Aceasta ar fi o predispoziție, mai ales pentru unii dintre ei. Mare grijă la cum comunicați, calitatea comunicării. Da? Cum vă exprimați, să aveți mai multă răbdare. Mă scuzați. Eu astăzi am mai vorbit și cu mulți alți oameni înainte de emisiune. Deci, o amuletă. Și e amuletă pandantiv, dar nu numai pentru cocoși. Foarte recomandată celor care dau de greu. Boli cu certuri sau cu dezastre, o cuplare de două stele total nocive a anului și a lunii. Iată că există aceste amulete de protecție cumva mai vizibile, să spun. Și foarte, foarte drăguțe, foarte importante, care sunt bazate pe nu numai o simbolistică, dar remedii reale mari. Aceasta se folosește la mănăstiri, dar într-o dimensiune mult mai mare. Le avem și noi, într-o dimensiune mai mare, aici în magazin, pe perete, aduse din India, de Marian, chiar în geamantan. Toată lumea care vrea să-și pună o dorință, dă cu mâna peste ele și le rotește pe toate. Înăuntru, vreau să vă spun că este un microfilm cu mantre, da, care nu se scoate niciodată, în mod normal, pentru că de fiecare dată când noi rotim această roată magică, roata
magica dorințelor și care reprezintă nu numai dorințele și nu le potențează numai pe acestea, ci și prosperitatea, sănătatea, în primul rând, protecția noastră, de fiecare dată este ca și când noi încantăm aceste mantre, plus mantra inscripționată pe această roată, ele se spun de foarte, foarte multe ori în momentul rotirii acestui pandantiv amuletă. Sigur că șnurul poate nu e neapărat de dorit pentru mulți, dar poate fi purtat și acesta. Cel mai bine este, bănuiesc, să îl înlocuiți cu un șnur mai elegant, mai negru. Ele așa vin, știți că amuletele pandantiv așa vin, cu acest șnur multicolor. Dar puteți să puneți și un lanț de aur sau de argint, dar cred că de aur ar fi mai potrivit, pentru că aceste amulete vin în auriu, vedeți bine. Sunt foarte frumoase, sunt foarte drăgălașe, dar sunt extraordinar de puternice, în primul rând, asta ne interesează. Și sunt destul de greuțe pentru un pandantiv, însă nu este imposibil de purtat. Să știți că nu este mai greu decât pandantivul cu pecetea pământească. Toți cei care l-ați procurat pe acesta știți că e totuși destul de greu. Acesta nu e mai greu decât acela. Și bineînțeles, există și variantele de roți ceva mai mici. Vi le-am prezentat în alte emisiuni. Sunt în 5 culori, culorile celor 5 elemente. Bineînțeles, tot cu mantră, numai că acestea nu se rotesc în jurul axului propriu, da? Acestea se poartă, sunt mai ușoare, sunt tot din metal. Iată, aceasta este cea pentru prosperitate, aceasta este pentru sănătate, cealaltă roșie este pentru carieră și pentru direcționarea în carieră, da? Și mai avem, bineînțeles, mai sunt cea aurie, cea galbenă, de fapt, care este... Iată, și pentru succes. Și mai este cea verde, care o reprezintă pe tara verde. Da? Iar acesta este pandantivul, că toți suntem la protecții, cu Om Mani Padme Hum. Este un pandantiv nou. Are formă puțin de lacrimă, cumva. Are o floare, da? Floarea care este impregnată cu această mantră, inscripționată cu mantra Om Mani Padme Hum și pe față și pe spatele amuletei pandantiv. Și la aceasta, bineînțeles, puteți să înlocuiți șnurul foarte bine, cum doriți dumneavoastră. Se poate purta fie ca amuletă, fie ca pandantiv. Asta este la alegerea, este alegerea fiecăruia. Deci vorbeam pentru oi și maimuțe, am vorbit pentru cocoș și am ajuns la această zi de 15 iulie pentru câini. Nativii câine sunt foarte obosiți în această zi. Este cumva un cumul de oboseală al întregii săptămâni, dar îl simte mult mai pregnant decât în alte zile. Este și zi de maimuță, care nu este neapărat de bun augur, și este și o stea de boală a zilei pe nativii câine și nativii mistreți, și amândoi răspund cam la fel. De ce? Pentru că maimuța nu-i ajută pe niciunul dintre ei, ba dimpotrivă, îi irită, aș spune. Și steaua aceasta de boală nu face decât să accentueze o oboseală, o iritare, o irascibilitate în unele cazuri, o lipsă de răbdare în alte cazuri și un stres cumva, fie emoțional, fie psihic. Deci ar fi bine să nu aveți așteptări extraordinar de mari de la această zi și să încercați să vă odihniți, să vă relaxați, chiar dacă este cu prietenii, chiar dacă este o relaxare mai activă, să spun, sau cu cutreierați prin magazine, părerea mea că o să obosiți mai repede. Asta este la latitudinea voastră ce faceți cu ziua respectivă, dar vă spun că aceasta e predispoziția. Ar fi foarte bine să evitați și câinii și mistreții, aglomerațiile, nu mergeți pe la cimitir, nu mergeți, eu știu, pe la spital să vizitați pe cineva dacă puteți să evitați această zi. Nu evitați locurile de energie in, cum se numesc ele. De asemenea, pentru mistreți ar fi foarte bine să evite cu precădere orele 16-18. În ce sens să evite? Adică nu luați decizii importante atunci, nu vă certați tocmai atunci, nu conduceți atunci. Deci ar fi bine să evitați acest interval orar. Nativii șobolani, în sfârșit, au o zi mai bună, cumva s-au mai relaxat și sau reușesc să se relaxeze în această zi. Dacă muncesc, nu e o zi rea, atenție, deci nu vă speriați, este o zi și de aliat și postea bună, aveți intuiție, vă vin idei foarte bune în această zi, ar fi bine să le mai împărtășiți cu cineva din familie sau cu un prieten
pentru că măcar aveți un martor la ideea aceea bună și nu o uitați, nu vă lasă să o uitați. Proiecte noi, v-am spus, idei noi, lucruri noi pentru dumneavoastră care chiar sunt de bun augur, deci ar fi bine să nu le uitați. Tot ce vă trece prin cap în acea zi. Comunicarea este îmbunătățită în această zi și dacă lucrați, să știți că e chiar o zi foarte bună pentru producere de bani și pentru atmosfera pe care puteți să o creați și pentru faptul că îi face să se simtă bine pe alții. Nativii bivol, și ei își mai revin puțin în această zi, ceva mai așezată cumva, au parte de susținerea partenerului de viață și chiar și a colegilor, pentru cei care muncesc, dar și pentru cei care nu muncesc, certamente este că familia sau partenerul îi ajută sau îi înțeleg, pot să comunice mult mai bine și chiar este recomandat, dacă aveți ceva pe suflet, comunicați, dar într-un stil frumos, pentru că s-ar putea să fiți mult mai bine înțeleși decât dacă ați fi făcut asta într-o zi de oaie, cum e precedenta, și cu stea 5 pe sectorul vostru. Nativii tigru, pentru ei nu se poate spune chiar același lucru, pentru că este zi de dușman. Dar sunt confruntați cu anumite obstacole, pot să fie provocați. Dacă nu răspundeți la provocări cu, să spunem, aceeași monedă, n-ar fi nicio problemă. Se recomandă, în primul rând, pentru tigrii, o amuletă de protecție, care doriți dumneavoastră. Poate fi silaba hum, poate fi silaba om, poate să fie ceva legat de nodul mistic tibetan, de exemplu. Nodul mistic tibetan vine în N forme, da? Adică din pietre semiprețioase, din piatră, din metal, din anumite materiale gen sticlă sau... Bine, mai puțin, să zicem, valabile acelea. Iată acest nod mistic care se poate atârna inclusiv la mașină, vreau să vă spun. Este un nod mistic care e destul de acceptabil, aș spune, chiar frumușel, mai ales că bate în aceste culori calde și are roșu mult și roșul este de bun augur pentru că aduce noroc. Sau acest nod mistic tibetan, puțin mai mic, care însă e din metal și cu cristale, da? Și e foarte frumos. Și acesta este amuletă, de fapt. Este amuletă. Și vi-l recomand tuturor, nodul mistic tibetan, pentru orice aspect al vieții, pentru că el nu aduce decât bine. Este remediu de dragoste, sănătate și prosperitate, în primul rând. Deci are și de protecție, să nu uităm, este unul dintre cele mai complexe remedii din lumea aceasta. Pentru nativii iepure, în sfârșit o zi bună de prosperitate, în primul rând. Cei care lucrează chiar au parte de lucruri favorabile pentru ei. Chiar pot să facă bani concret, deci fizic, la modul concret. Este o zi bună și pentru sănătate, dar și pentru relaționare. O zi bună de prieteni petrecut cu prietenii sau cu familia, cum alegeți dumneavoastră. În genere, aveți succes în această zi, cam cu toate deciziile pe care le luați. Nativii dragon sunt infinit mai bine, este una dintre cele mai bune zile din săptămâna, pe care, sigur, o terminăm în această duminică, dar este o zi foarte bună pentru nativii dragon, fie au parte de o veste bună, fie o veste de la drumuri, fie... nu știu, cineva le calcă pragul și le face o mare surpriză, pot să facă și bani, pot să se simtă mai bine, este o zi bună pentru însănătoșire, pentru a lua o decizie importantă, pentru a o petrece cu un om important în viața voastră sau cu mai mulți oameni importanți în viața voastră. Deci o zi foarte, foarte bună și vreau să vă spun, vă vorbeam de brățările prosperității, da? Păi iată, aceasta este una dintre ele și este una ceva mai, să spunem, comună, cel puțin la noi ați văzut-o de multe ori, probabil. Este o brățară ajustabilă cu infinitul sau optal, cum vreți să-i spuneți. Eu v-am arătat și pandantivul anterior. Pandantivul știu că poate nu l-ați mai văzut de ceva timp, dar brățările eu vi le-am mai arătat și le port și eu frecvent. Și am mai multe feluri din acestea cu optari, bune pentru cei care, sigur, preferă o brățară în locul unui pandantiv sau unui inel sau unei amulete. Și sunt și de efect. Dar ele vin numai în argintiu, v-am spus, cel puțin acest model.
Pentru nativii șarpe, o zi bună de prieten secret și cu o potențare a prosperității. Deci se pot manifesta extraordinar de mult pe această latură profesională sau legat de finanțe, pot fi buni sfătuitori pentru prietenii apropiați sau pentru familie, legat de finanțele familiei. Pot să ia decizii importante în această zi, o zi bună și pentru sănătate, pentru orice lucru pe care vi-l propuneți. Important pentru dumneavoastră să știți că e de bun augur în această zi de duminică. Am ajuns la cal. Calul este prost aspectat, este una dintre cele mai slabe zile pentru nativul cal. După aceea de 13 v-a ajutat că intram în luna de oaie, cumva v-a ajutat acest aspect. Acum nu prea vă mai ajută mai nimic. Este, după părerea mea, uitându-mă așa la săptămână, cred că cea mai proastă zi din săptămână. Cu inspirație zero, aș zice, încercați să vă, nu știu, să vă așezați, să meditați sau să vă odihniți în primul rând și să nu luați decizii importante în această zi. S-ar putea să luați niște decizii foarte pripite sau să faceți niște judecăți total eronate, de asta spun că inspirația nu prea este. Încercați să nu cheltuiți bani, nu mergeți la cumpărături în această zi de duminică și nu exagerați cam cu nimic. Adică nu, dacă voi simțiți că nu e cazul, nu o faceți chiar dacă cineva vă trage în afara casei sau eu știu ce vă recomandă. Fiți mai, să spunem, mai atenți la anumite sfaturi în această zi sau la anumite propuneri, da? Că nu sunt inspirate pentru dumneavoastră. Nativii cal, de asemenea, trebuie să aibă grijă la relații, să nu se certe și să aibă mai multă răbdare. Sunt puțin mai stresați în această zi de duminică, nu este o zi de bun augur. Cert nu este o zi de bun augur și am trecut la ziua de 16 iulie, ziua de luni, zi de cocoș sub elementul pământ in. Pentru cocoș este o mare problemă, este o triplare a stelei bolilor. Deci, pentru toți acum, vine o triplare a stelelor. Este o situație rară care se întâmplă, nu se poate întâmpla decât într-o lună în care se dublează stelele anuale ca să ai această triplare. Este ziua în care s-ar fi dublat stelele anuale, dar iată că acum se triplează pentru că și luna vine cu aceea stea anuală. Deci, mai precis, cocoșii au 3 stele de 2, adică 3 stele de boală în această zi de cocoș, cu penalizare pe boală. Mare, mare grijă. Nu faceți operații în această lună, nu numai în această zi. Nu luați decizia de un nou tratament sau de schimbare de medic, chiar dacă schimbați medicul, mai cereți o părere dacă vă știți cu probleme și cu sensibilități și cu, eu știu ce, alte situații de boală. Încercați să nu forțați nota, nu consumați un aliment nou-nouț pentru dumneavoastră. Poate călătoriți, nu știu, zic, e perioada vacanțelor. Încercați să nu faceți astfel de să nu riscați așa de mult pe pielea dumneavoastră. Evitați cu orice preț efort fizic accentuat. Nu mergeți la sală, nu practicați sport în această zi. Ce să vă mai spun? Deci nu riscați, da? Nu, de voi depinde. Ceasul rău, știți, se poate întâmpla, calci greșit, atenție, la orice, pot să survină întinderi musculare, pot să, din senin, puteți să dormiți într-o poziție greșită și să vă treziți cu spatele vraiște sau eu știu cu ce. Deci, totuși grijă, da, la acest aspect al sănătății, în general, tot ce ține de voi să faceți. Bineînțeles că ar fi absolut necesară o amuletă pentru sănătate. De fapt, cocoșilor le trebuia remediu în casă, în vestul casei. Și vreau să vă arăt, v-am mai arătat o singură dată, vreau să vă arăt acum, probabil, cred că e a doua oară când vă arăt și nu v-am dat foarte multe explicații. Această placă, dragii mei, vedeți, nu este foarte mare, are un picioruș de fixare, o să vă apropii imaginea. Este esențială pentru cei care suferă cu orice fel de boală. Dacă nu, știți că se fabrică mai rar placa celor 8 Medicine Buddha. E de găsit mai rar, certamente. Noi când o avem, când nu o mai avem și se întâmplă că se vând foarte repede acelea și nu aducem foarte multe, pentru că nu sunt în stoc nici în Malaysia de multe ori. Ei bine, această placă este placa lui Lord Amitayus, se numește, care este
zeitatea supremă, guvernatoarea tuturor celorlalte zeități sau a tuturor celorlalte energii care ne aduc binele. Aici este o mantră lungă, atât în litele noastre cât și în caractere tibetane. Este reprezentarea lui Amitayus. Este o placă extrem de frumoasă și nu e mare. Și se poate pune până la urmă oriunde, dar este recomandat ca în acest an să fie amplasată în vestul casei sau în vestul locului de muncă. Nu? Vestul oricărui spațiu, până la urmă, mai ales la cabinete terapeutice, de exemplu, poate fi folosită pentru spații mai mici, acolo unde nu este loc pentru o statuetă, cum Medicine Buddha, sau nu se dorește prezența unei statuete, că se poate sparge. Placa nu se poate sparge, n-are cum, chiar dacă o trântim de pe jos de podea. Aici are și un spațiu pentru a o putea atârna pe perete, fără, dacă nu mai folosim acest picioruș care e foarte stabil și se înșurubează, putem să o atârnăm într-un singur cui pe perete și nu ocupă niciun spațiu decât pe perete. Este foarte puternică. N-am cuvinte să vă spun, este o placă pentru aducerea sănătății și a longevității. Pentru acest aspect este depus. Cocoșii ar avea nevoie, vă spun sincer, pe lângă amuleta Taisui, pe care v-am arătat-o la începutul emisiunii, ar avea nevoie de această placă, mai ales că este merge în spații și mai mici, în vestul casei. Vestul este sectorul cocoșului și acolo, după cum știți deja, poposește steaua 2 a bolilor anuală. Acum fiind și o triplare, eu am decis ca acum să vă arăt această placă pentru că avem această triplare de energii malefice în cazul celor care au deja o energie malefică anuală în sectoarele lor și n-ar strica și cei care nu au neapărat o stea de boală, ci altfel de stea cum este șobolanul, are dublare de stea 5 în luna de oaie. Acum se triplează în această zi de luni, da? Și lor le-ar trebui o placă din aceasta să o aibă. Dacă nu știu unde e vestul casei, puteți să o puneți în dormitor, pentru că în dormitor se pun remedii pentru sănătate. Da? Așa cum vă spuneam, și pentru longevitate, evident. Este o placă a sănătății, a longevității. Este extraordinar de recomandată oamenilor în vârstă sau oamenilor suferinți, tocmai pentru a le alina suferința și pentru a-i ajuta să se însănătoșească și să treacă cu brio peste obstacolul bolii. Sigur că există această mantră care, pe scurt, am să vă o citesc. Nu mă rugați sute de oameni să vă scriu un SMS. O găsiți și pe site-ul nostru, dragii mei. Deci e scurtă. Până la urmă, și dacă o scrieți în literele noastre, așa cum se recomandă, este exemplar. Pe placă aveți mantra lungă, deci nu mai aveți nevoie să o scrieți în momentul acela. Dar dacă totuși vă hotărâți să o și incantați, vă ajută foarte mult. Pe lângă mantra lui Medicine Buddha, mai este și aceasta a lui Lord Amitayus. Se pronunță oarecum așa cum o să vă spun. Sunt până la urmă doar 5 cuvinte, deci nu este greu de ținut minte. Om Ahmarani Jivan Tie Soha. Soha acesta, cu Soha se închid foarte multe mantre, e un gen de amin, așa să se întâmple, să ne ajute. Este cuvântul de încheiere atunci când nu este silaba hum, că aceea e de, general de încheiere. Soha este cea care ne ajută să se, adică să se potențeze valoarea mantrei, a rugăciunii. Bun, deci cocoșii ar avea clar nevoie de această placă, nu numai luna aceasta, tot anul, și până la urmă placa este deținută în casă toată viața, pentru că ne ajută cu sănătatea. Da? Și ne ajută pentru toți locatarii, nu numai pe un locatar. Nativul câine în această zi de cocoș este destul de bine aspectat. Este iritat de zodia cocoș a zilei, dar nu atât de rău cât să îl impacteze prea tare. Are succes nebun, aș spune. Are victorie în tot ceea ce face și mai ales la job. Mistreții sunt ceva mai bine cu sănătatea, spuneam că oricum este o lună, e luna lor, este o lună genială, este o lună bună să se căsătorească, este o lună bună să ia decizii legate de dragoste, este o zi bună pentru acest lucru, este o zi bună pentru muncă, este o zi minunată pentru mistreți, aceasta de luni 16 iulie, o lună bună pentru ei în general și pentru a călători, o să explicăm și la lună, dar ziua în sine foarte bună cam sub toate aspectele, mai ales pentru carieră.
nativii șobolan, am ajuns la ei, ei au o triplare a stării distrugerilor și a bolilor și a tot ce vreți mai rău în această zi de cocoș. Cocoșul sigur îi ajută întrucâtva, dar când ai 3 stele, 5, ce poate să fie mai rău? Nu vreau să vă sperii, nu uitați acasă pagoda celor 5 elemente, amuletă și sau pagoda cu sutra inimii, dragii mei. Și trebuia deja să aveți pagoda celor 5 elemente sau pagoda cu sutra inimii în nordul casei. Deci mai ales luna aceasta, vă spun, dacă n-ați făcut-o până acum, puneți pagoda. Chiar dacă nu credeți în ea, nu trebuie să credeți în ea. Dacă procurați pagoda celor 5 elemente, umpleți-o cu pământ de la un ghiveci din casa dumneavoastră sau din curte, dacă aveți curte, dar nu o curte comună cu întregul bloc. Curtea voastră, a casei voastre, nu a lui mama, nu a tatei, nu a surorii, nu a verișorului, a voastră, da? Sau ghiveci, cum v-am spus. Nu este o zi bună, nu vreau să... Eu știu să vă sperii, dar este bine să fiți prevăzători cu toate aspectele. Comunicare, bani, sănătate în primul rând, relații de orice fel și fără multe așteptări și clar nu ar trebui să călătoriți în această zi. Iar dacă o faceți, nu plecați la niciun drum scurt sau lung fără amuleta călătoriilor, pe lângă amuleta pagoda celor 5 elemente și cu stupa budanat, că vă spuneam că anul acesta, șobolanii, tot anul până în 5 februarie anul viitor, ar trebui să aibă, încă de la începutul anului, stupa budanat într-un săculeț și în alt săculeț pagoda celor 5 elemente. Acestea două acționează împreună pentru protecția șobolanilor. Lor nu le trebuie taisui, n-au probleme, slavă Domnului, că asta mai lipsea, dar au nevoie maximă de protecție pe toate planurile. Și mai ales într-o astfel de zi. Nativii bivol se pot certa rău de tot. Deși îi ajută zodia cocoș a zilei, nativii bivol pot să sufere din certuri, neînțelegeri sau eu știu ce problemă verbală, comunicare, sunt provocați, pot să fie atacați verbal, pot să fie bârfiți îngrozitor. Lor, sincer, le-ar trebui două amulete în această zi. Amuleta celor 3 celești și amuleta cu cocoșul și cu sfera de ametist. Cocoșul și sfera de ametist, cred că am avut-o aici în preajmă, o să vă arăt eu la lună, o să vă arăt, este esențială. De ce? Pentru că aceea este amuleta cea mai puternică împotriva trădărilor, bârfelor și vă ajută chiar împotriva proceselor. Deci este foarte importantă, e adevărat că e puțin mai grea, foarte frumoasă altfel, este cocoșul cu ametist, cu sfera de ametist și cu evantaiul, da? Împotriva bârfelor, trădărilor, invidiilor, geloziilor și a lucrărilor malefice ale unora împotriva dumneavoastră legată de invidia pe care o au asupra dumneavoastră. Nativii iepure, foarte proastă ziua, cea mai proastă din săptămâna care vine, cea mai proastă, una dintre cele mai proaste din lună pentru iepuri, este zi de cocoș de dușman cu 3 stele 7. O triplare de stele de pierderi financiare, trădări, accidente, furturi de idei și furturi de bani pot să fie, sau furturi la mod general. În această zi de luni, încuiați-vă mașina, casa, verificați de 30 de ori, nu vreau să deveniți paranoici, Doamne ferește, dar e bine să verificați, da, ce ați făcut, puneți alarme, mă rog, s-ar putea să fiți furați de bani sau de... dacă nu sunteți atenți. Sigur că nu la toți poate se manifestă cu aceeași pregnanță. E o predispoziție. Purtați amuleta rinocer și elefant. Voi, mai ales, trebuia să aveți în casă oricum placa cu rinocer și elefant ca remediu în casă pe sectorul de est al casei. Cei mai defavorizați sunt cei care au intrarea în estul casei, ca iepure fiind, deci zodia iepure. Atenție mare, mare, mare la acest aspect. Puneți placa cu rinocer și elefant chiar acolo. Și, ce să vă spun, precauție maximă. Încercați să nu cheltuiți bani. Bine, s-ar putea să fiți forțați de împrejurări să-i cheltuiți, dar încercați totuși să nu mergeți voi înșivă, așa vreți voi, la cumpărături în această zi. Cumpărături de niciun fel. Încercați să nu vindeți și să nu cumpărați nimic în această lună, vă spuneam, de această zi nici nu mai spun.
și să nu luați decizii importante pentru viața voastră. Nativii Dragon, o zi absolut minunată, una dintre cele mai minunate din lună, iată, una caldă, una rece, știți cum e, au triplare de stea de prosperitate într-o zi de prieten secret. Foarte frumos aspectul și pentru ei, dar și pentru șarpe. Șarpele are zi de aliat cu 3 de 8, da? Iar dragonul are 3 de 8 într-o zi de prieten secret. Deci, tot pe acolo. Sigur că dragonul este ceva mai defavorizat tot anul, pentru că este zodia semnului conflictual la putere, câinele la putere, dar, iată, în aceste zile, câinele acela poate să nu se mai simtă. Dacă aveți amuleta cu taisuiu, că asta este principala pe care dragonii trebuiau să o aibă încă de la începutul anului, eu zic că sunteți relativ ok și sunteți protejați și pentru această zi. O zi bună pentru a bate palma, pentru a negocia, pentru a vinde, pentru a face orice fel de tranzacție cu succes, pentru a hotărâ lucruri importante, evident, pentru voi, familia voastră, locul de muncă. Și pentru dragoni și pentru șarpe. O zi bună pentru sănătate, de a lua decizii importante pentru sănătate și așa mai departe. Nativii Cal au parte de dragoste, dar trebuie să aibă mare grijă la o așa zisă dragoste externă, adică o a treia persoană în cuplu, dacă se lasă cumva, să spunem, influențați sau eu știu cum să spunem, ispitiți. Este o zi bună pentru dragoste, pentru a lua hotărâri în cuplu, în familie, o zi frumoasă de armonizare, în mod normal, dar este un exces din această energie, e triplare până la urmă și trebuie să aibă totuși grijă să nu calce strâmb, chiar nativul cal. Nu înseamnă că îi se face lui sau că are parte de vreo trădare, ci el însuși este pus în această situație să aleagă. Nu e cazul tuturor, bineînțeles, dar se poate întâmpla pentru 1, 2, 3, 100 de cai pe lumea asta. Deci există această mică predispoziție și de a călca strâmb tocmai în această zi. Da? Deci aveți grijă. Nativii oaie, o zi bună, pericol de mici accidente, mici în cazul lor și mai mari pentru maimuță. Aveți grijă cum conduceți, aveți grijă cu cum mânuiți obiectele metalice. O zi bună, altfel cu intuiție bună, cu noroc și noroc divin, cu prosperitate, cu decizii bune. Însă grijă la trafic, grijă la cum și grijă toată luna, vreau să vă spun, pe cum călătoriți, da? Este o zi în care cocoșul nu neapărat vă ajută, dar oricum nu vă pune pe țeloate. Este o zi bună, la modul general, cu micile precauții de care vă spun, pentru maimuță mai mari precauții, pentru că puteți fi chiar trădați cu această energie, puteți să aveți parte de surprize neplăcute, dar sunteți foarte puternici. Asta este vestea bună. Toată luna aceasta, maimuțele, ca și oile, sunt foarte puternici. Au o inspirație divină. Deciziile pe care le iau uneori, ei nu-și explică de unde au venit aceste idei, foarte, foarte bune și inspirate pentru acești nativi. Pentru cocoș, am spus, încă o dată spun, neapărat o amuletă pentru sănătate, situația poate fi serioasă și atenție mare, toți cei care aveți covor roșu în centrul casei, în această zi de 16 iulie și de fapt toată luna iulie, luna de oaie mă refer, scoateți covoarele roșii din centrul casei, este un exces de energie de foc. Cei care le aveți un roz pal, ok. Cei care le aveți pe un roșu intens sau grena, scoateți-le, pur și simplu. Și le veți pune din nou în august. Este o energie mult prea pregnantă de foc. Nu puneți lumânări, nici unii, nici o zodie, în centrul casei, în această lună. Puteți să luați foc. Dacă aveți bucătăria în centrul casei, încercați în această lună iulie să gătiți cât mai puțin și să folosiți mai puține flăcări, deci doar una la aragaz, nu patru ochiuri. Nu e o poveste, sunt cazuri reale, întâmplate, este o situație de foc mult prea puternic. Vom auzi în centrul țării posibil și în centrul Europei și în centrul lumii acesteia de incendii. Din cauza asta, e bine să prevenim, da? Folosiți tocmai că luna aceasta este de bun augur o culoare, un covor alb sau gri,
sau ceva o culoare neutră, sau culorile de pământ sunt foarte bune. Bej, crem, galben, portocaliu, maro. Foarte bune în această lună doar, pentru a potența sediul familiei și a nu-l mai arde, pentru că sediul familiei e în centrul casei și acesta este sector de pământ. E prea mult foc acolo, da? Pământul consumă focul, pământul controlează focul. Metalul îl obosește pe acest element foc. Deci încercați să lucrați cu elementele și să înțelegeți cât de importante sunt, pentru că pe asta se bazează, dragii mei, și Feng Shui-ul și Paciu-ul. În momentul în care ați înțeles și stăpâniți ciclurile elementelor, sunteți stăpâni pe viața voastră. Și chiar nu ar trebui să vă fie frică. Da? Eu vă mai dau câteva, așa, scap cunoștințe, cumva, pentru că vreau asta, în cadrul emisiunilor mele, tocmai ca să vă ajut să vă vină în întâmpinare. Dar vin foarte multe întrebări și foarte multe irascibilități legate de cum n-ai timp să-mi spui ce culori să port în fiecare zi. Eu n-am timp de fiecare să vă spun ce culori să purtați la fiecare în parte, pentru că, atenție, eu vă spun lucrurile generale pentru zodia dumneavoastră în aceste emisiuni, dar fiecare are chartul lui și poate că omul are exces din elementul ăla și nu-i trebuie acela, deci sunt situații și situații. Eu vă invit, de asta vă spun, veniți la un curs de începători, măcar vă pune în temă cu ceea ce se întâmplă, cu ceea ce, cum se gândește. Vă învață cum să gândiți în această metafizică chineză foarte interesantă, vorba aceea cu atâta istoric, o istorie lungă, și în Feng Shui și în Paci, dar important e să începeți cu Feng Shui, nu cu Paciu, pentru a vă explica lucrurile pas cu pas, într-o anumită ordine și a vă pune bazele. Da? Cursul nostru de Feng Shui începător și nivel mediu, mai sunt vreo 6 locuri pentru 22 septembrie, se va ține la București, 22 septembrie, iar cel de Paci credem că va fi pe 29 septembrie, la o săptămână după, adică la o sâmbătă după acesta de Feng Shui, bineînțeles tot la Hotel Cristina, pe Ion Slătineanu numărul 13, în sectorul 1. Sigur că s-ar putea să nu mai apuc să pun pe Facebook, pentru că deja sunt destui înscriși. Eu vă anunț în cadrul emisiunii, cine o vede, asta e mai avantajat. Urmând ca, bineînțeles, în noiembrie să avem cursurile la Cluj și la Timișoara, doar de Feng Shui începător și nivel mediu. Vă spun, degeaba faceți cel de Paci dacă nu aveți Feng Shui-ul făcut. Este mai greu, e adevărat că cel de începător vă ia de la nivel 0 și din Paci, însă vă va fi dumneavoastră mult mai pe înțeles și mai ușor dacă faceți un Feng Shui înainte. Bun, am ajuns la 17 iulie, ziua de marți, câine, sub elementul Metal Yang. O zi în care, dragii mei, câinele este binișor aspectat, este puternic, are energie foarte multă. Atenție la relații, că se pot produce niște prea multă energie, știți? Niște bruftuleiele, așa, niște dat cap în cap cu cineva, mai ales dacă aveți partener tot câine, nativul câine. Pentru că și aceia au aceleași energii. Oricum, câinele are o zi foarte bună la locul de muncă, în carieră, în deciziile pe care le ia, în negocieri, în ce doriți noastră mai important. Sănătatea este bună, mă, normal, are succes, este bine văzut. Cei în funcție de conducere sunt chiar avantajați. Nativii mistreți sunt într-o zi minunată de petrecut cu familia, de a avea o comunicare specială în general cu toți oamenii, dar în primul rând în sânul familiei și în cuplu, o zi cu victorii, cu succes în ceea ce privește munca lor sau activitatea lor de bază. Concret, este o zi foarte bună și pentru mistreți, în contextul unei luni foarte bune. Nativii șobolan, își mai revin puțin, spun că își mai revin, că după o astfel de zi cu 3 de 5, vă dați seama ce putea să fie. Totuși e zi de câine și cu într-un an de câine, care îi obosește foarte tare, deci ei pot să iasă destul de terferiți sau de feșteliți, sau cum vreți să-i spuneți, după ziua de luni. Marți își repliază cumva energiile, forțele, dar nu suficient. De-abia cumva în ziua de 20, vinerea viitoare, în zi de bivol, aceea va fi cea mai bună din săptămână. Pregătiți-vă ca toate importante să le faceți în ziua de vineri, 20 iulie, o zi foarte bună. În rest, toate sunt oscilante pe anumite aspecte. Aceasta e bunicică, cea de marți, vă mai adunați forțele, însă și găsiți înțelegere în sânul familiei și la partener.
Și de acolo vă și extrageți energia și chiar ar fi bine să veniți mai devreme acasă și să mâncați la timp și să vă odihniți cât de cât. Cam toată săptămâna vă recomand acest lucru. Nativii bivol, în această zi de 17 iulie, sunt prost aspectați la capitolul sănătate. Și poate fi o chestie serioasă, vreo criză de stomac. Cei care vă știți cu gastrită sau ulcer, duodenal sau stomacal sau ce-o fi, sau cu probleme intestinale sau cu probleme cu pancreasul sau cu probleme cu aparatul reproducător sau chiar și cu ficatul și bila, atenție foarte mare la ce mâncați, cum consumați și nu numai asta. În general, sistemul digestiv poate să fie dat peste cap, atenție la posibile toxinfecții alimentare și atenție și la nervii dumneavoastră pe care vă influențează cumva, bineînțeles, sănătatea. Încercați să fiți mai docili, mai toleranți, să nu puneți totul la suflet și aveți grijă că totuși e zi de câine care nu vă favorizează, pot să apară bârfe la adresa dumneavoastră mai pronunțate și să vă puteți să vă certați cu cineva și nu e de bun augur că vă afectează cu sănătatea. Nativii iepure sunt într-o zi în sfârșit bună, zi de prieten secret, cu o stea mult mai bună. Atenție, totuși rămâne potențial de mici accidentări și de pericole de agresivitate asupra dumneavoastră, fie verbală, fie fizică, doar că vă ajută câinele, slavă Domnului, în această zi și vă, nu numai că vă ajută, dar vă inspiră, o să aveți o zi de inspirație, de creativitate și de a produce, a avea proiecte noi sau idei noi, a produce ceva nou. Sau a da sugestii sau a-i sfătui pe alții măcar. Nativii dragon se confruntă cu o mare problemă în această zi. Nu știu ce vor pierde, dar pot să piardă orice. Deci, este zi de dușman, costea 7, care e foarte puternică în acest sector, îl seacă de energie pe dragon și taie sectorul pe din două, cum se spune. Vine foarte, foarte puternic și agresiv această stea. Atenție la trafic, deci dacă conduceți, atenție la furturi, atenție la pierderi financiare și atenție chiar la o pierdere de o relație posibilă, de orice fel ar fi ea. Coleg de muncă, eu știu, se poate, vă puteți certa chiar cu cineva din familie. Este o zi de proastă, cea mai slabă din săptămână. Purtați amuleta din ocel și elefant. Dacă nu venea în contextul acestei zile de câine, cu an de câine, nu era situația atât de gravă, dar nu e gravă, dar este mai serioasă și trebuie tratată ca atare. Mai este o zi destul de slabă în această săptămână pentru dragon, 19 o să ajungem la ea ziua de joi, dar nu e atât de rea ca aceasta. Bun, am ajuns la șarpe. Șarpele și el are parte de această stea, numai că nu e în zi de dușman, nu e în an de dușman și nu are problema cu taisuiu șarpele. Deci, automat, pentru el șaptele nu va veni cu un asemenea impact puternic. Va veni cu o posibilă mică pierdere financiară sau ceva neașteptat, o cheltuială care să-i dea peste cap puțin. O zgârietură la mașină, cum știu eu, ce, asta ar fi în cel mai rău caz. Însă nu plecați la cheltuit bani. Încercați să vă păziți bugetul și geanta și, mă rog, cam asta, bunurile voastre. Și purtați amuleta rinocer și elefant pentru orice eventualitate. Câinele este binișor aspectat din anumite puncte de vedere cu sănătatea, cu dragostea, dar poate să aibă niște provocări la nivelul comunicării, mai mult la locul de muncă. Atenție că puteți să judecați pe acei oameni foarte aspru și să le și spuneți, asta de obicei cei în gușă și în căpușă. Nu este o zi în care să fiți vehemenți, asta vreau să vă spun, nu vă luați la harță, lăsați să curgă totuși și, sigur, fiți vigilenți, nu trebuie să faceți compromisuri, dar încercați să nu vă luați la ceartă cu cineva, la trântă verbală și mai ales nu în cuplu, în niciun caz. Vă ajută totuși câinele și face ordine și corect, e corect, e tot ce se întâmplă, cum să spun, până la urmă se rezolvă, dar ar fi bine să aveți asupra dumneavoastră fie mărul roșu, care este pentru împăciuire, pentru prevenirea certurilor, a disfuncțiilor de genul comunicare, sau măcar amuleta celor trei celești, care vă ajută mult. Nativii oaie au o zi mai proastă în această zi din săptămână, este de fapt cea mai slabă. Mai este una, sincer, pe 20, nu o să ajungem acum să le explicăm, este ziua de vinerea viitoare, care e chiar cea mai proastă. Asta e următoarea proastă, deci după acea zi de vineri. Este o zi în care oile trebuie să aibă grijă la sănătate, în primul rând, și la relații, în genere.
Este o zi obositoare și iritantă, posibil. Posibil, da? Poate nu pentru toți o să fie așa, depinde ce au în chartul personal, dar este cu mai multă atenție. Nu purtați culori de pământ sub nicio formă în această zi nativii oaie și nici nativii maimuță. Deci nu purtați bejuri, cremuri, cafeniu, galben, portocaliu sau marouri. Da? Vă sunt foarte utile culorile de metal, de fapt tot anul vă sunt, alb, gri, argintiu, auriu și chiar și cele de verde, niște nuanțe pe acolo, nu din cap până în picioare. Nativii maimuță sunt iritați în această zi și asta de fapt îi aduce în posibilă problemă de sănătate sau de imunitate scăzută. Evitați locurile de energie yin, eu știu, cimitire, spitale, chiar cinematografe, deci acolo sigur e energie yang, dar vreau să spun că acolo e mulțime multă și vă poate afecta cu sănătatea. Aveți grijă la locul de muncă, cineva s-ar putea să vă irite destul de tare, nu-l băgați în seamă dacă puteți și purtați pagoda celor 5 elemente sau pagoda cu sutra inimii. Nativii cocoș. Ei bine, e zi de câine, care e și pentru ei destul de cu multă irascibilitate sau nervi, dar măcar vă vine o stea de succes, de victorie pe sectorul noastră. Este cu ceva muncă, poate este cu ceva iritare și cum, eu știu ce, provocări, dar totuși este o zi în care ieșiți cumva triumfători. Important e să nu vă afecteze cu sănătatea și nu cred că se va întâmpla asta, chiar dacă e pe fondul unei luni destul de problematice pe acest capitol. Ziua vă ajută să răzbiți și să aveți niște rezultate ceva mai bune. Ar fi foarte necesar pentru ca să vă ajute să ieșiți puțin din marasmul ăsta, standardul victoriei ca amuletă. Da, este o amuletă foarte frumoasă, o știți deja, cred că majoritatea. Este cea mai nouă amuletă de anul acesta fabricată de Lilientu și de Institutul UFS. Este o amuletă foarte complexă. Chiar dacă arată la fel și pe față și pe spate, vedeți că are toate culorile din ciclul elementelor și va aduce cu sine și o echilibrare a elementelor în chartul dumneavoastră, mai ales pentru cei care aveți nevoie și care aveți lipsă un element sau două sau mai multe. Bun, nativii câine, am spus, trebuie să aibă grijă doar la aspectul sănătate. Acum este momentul să folosiți centrul casei, da? Dar nu puneți covorul roșu până nu se termină luna. Deci până în 11 august nu puneți covoarele roșii în centrul casei, doar scoteți-le o lună, cum v-am spus. Am ajuns la ziua de 18 iulie, ziua de miercuri, o zi de mistreț sub elementul metalin, zi în care mistreții și câinii sunt chiar pe val, da, chiar pe val. Deci, extraordinară ziua din toate punctele de vedere. N-aș vrea să insist, pentru că am spus din toate punctele de vedere. Ce să vă zic? Câinii mai ales, o zi minunată și în cadrul familiei, cu decizii bune luate, cu succes, cu victorie, cu apreciere, cu faimă, cu tot ce vă doriți, bani, chiar bani recuperați. Este o zi în care, apropo, mistreții sau câinii care au dat bani cu împrumut, acum să-i recupereze, să-i și ceară, sau să ceară o mărire de salariu dacă vor, sau, eu știu, poțăriște chiar. Deci, proiecte noi, pot să deschidă afaceri noi sau să, eu știu, să bată palma pentru o negociere bună pentru ei. Nativii șobolan au o zi cu ceartă. Ceva irită foarte tare, este cam multă apă. Este o zi în care elementul zilei ajută, de ce să nu zicem, însă pot să se certe. Pot să fie foarte irascibili ei înșiși din cauza lor să se întâmple și să tragă la ceartă. Eu v-aș recomanda neapărat amuleta celor trei celești asupra dumneavoastră și chiar și cea cu mărul roșu sau chiar și cea cu cocoșul și ametistul împotriva bârfelor. Nu intrați în bârfe, nu le dați apă la moară celor care bârfesc. Nativii bivol au o zi mult mai bună decât precedenta și decât cea de dinainte. Este o zi, în sfârșit, bună la locul de muncă sau bună pentru cariera lor. Sunt inspirați chiar, au succes, sunt bine văzuți. Cu acest amendament, că e lună de oaie, asta nu trebuie să uite, și e luna lor dușman și a venit și cu o dublare de stea 3. Dar, în rest, ca zi, nu e rea.
este o zi în care pot să ia decizii, să fac anumite lucruri și să termine cu succes niște un proiect, să zicem. Nativii iepure au o zi destul de slabă, cu toate că zodia îi ajută și zodia lunii îi ajută, însă totuși nu putem să nu ținem cont că e o stea 5 a dezastrelor și asta înseamnă că vine pe un fond de dublare de stea 7, care le dă anumite probleme de pierderi financiare sau de pierdere de relație. Atenție la trădări, atenție la sănătate. De asemenea, probleme pot să fie în ceea ce privește mici accidentări. Eu v-am spus și în alte emisiuni, mici accidentări nu înseamnă neapărat în trafic. Pot să fie mici accidentări, te-ai tăiat cu cuțitul sau n-ai fost atent, ai călcat strâmb și ți-ai julit ceva sau ți-ai scrântit o gleznă sau, Doamne ferește. Deci, luați la purtare o amuletă pentru sănătate, în primul rând, cea cu rinocer și elefant, că vă trebuie și toată luna și tot anul, și cea cu pagoda, celor 5 elemente, pentru că nu aveți stele bune acolo. Nativii dragon sunt ceva mai bine aspectați decât ziua precedentă, clar mult mai bine aspectați, ziua precedentă era proastă oricum. Este zi de mistreț care, sigur, nu-i ajută cine știe ce, dar au o stea de inspirație, o stea de noroc, o stea de ajutor. Deci pot să ceară ajutor, sfat, dacă au nevoie, sunt și ei înșiși inspirați. Deci o zi bunicică, la modul general. Mai problematică însă pentru nativii șarpe, pentru că este zi de dușman pentru șerpi și steaua, sigur, îi ajută, dar pot să aibă mici obstacole, pot să aibă chiar probleme cu sănătatea mici. Cei care se știu cu probleme de inimă sau de rinichi, atenție în această zi. Da, atenție că pot să apară niște simptome, niște semnale și puteți să mergeți la doctor, de exemplu. Sigur, nu spun acum mergeți la doctor, dacă nu aveți nimic, nu mergeți, dar zic așa ca să fiți mai atenți cu semnalele corpului și odihniți-vă, nativii șarpe. Nativii cal sunt prost aspectați la capitolul sănătate, pot să se întâmple unele lucruri, să aibă o durere de cap sau o anumită afecțiune să revină în prim plan. Purtați o amuletă de sănătate și nu uitați de remediile pentru sănătate, toată lumea ar trebui să avem în casă unul, măcar. Nativii oaie sunt într-o zi de aliat cu o stea de dragoste și de învățătură, o stea de inspirație, o stea a împăciuirii, a toleranței, sunt binevăzuți, sunt carismatici, deci o zi foarte frumoasă, pot să o transforme în ceva foarte frumos. Sunt și binevăzuți și chiar și la locul de muncă pot să aibă succes, cam cu toate. Iar nativii maimuță, puțin mai multă atenție în anumite conjuncturi. Acum, la fiecare s-ar putea să fie altceva. Ziua de mistreț clar nu vă ajută deloc, dar vă ajută steaua. Deci voi sunteți și voi bine văzuți și aveți parte de dragoste și în cuplu și în familie și sunteți carismatici, doar că mistrețul vă mai pune unele bețe în roate. Da? Este un dușman, cum ar veni, indirect. Și poate să vă dea mici obstacole, dar nu mari. Deci nu trebuie să vă temeți de această zi, este o zi bunicică. Ceva mai bună însă pentru oaie, într-adevăr, decât pentru maimuță, dar o zi bună. Nativii cocoș trebuie să aibă mare grijă cu sănătatea. Este o zi de atenționare pe sănătate pentru multe zodii. Foarte mare grijă cu sănătatea. Este o stea de dublare a stelei bolilor, de multiplicare, am vrut să spun. Purtați neapărat o amuletă pentru sănătate. Da? Ulu cu medicin Buddha, ulu cu Garuda, foarte bun ar fi. Sau Garuda, simplu. Sau ulu, da? Simplu. Sau amuletă pandantiv cu medicin Buddha sau măcar inelul medicin Buddha. Sunt mai multe variante. Sunt mai multe feluri de amulete cu medicin Buddha și ulu. Nativii câine sunt într-o zi absolut fericită. Da, am spus. Sunt absolut fericită. Da? Este o zi în care câinii sunt foarte inspirați, sunt foarte la putere, v-am spus, și mistreții, am spus-o deja, sunt absolut pe val. Este ziua cea mai bună pentru câini și mistreți, n-am cuvinte să accentuez, din săptămână, dar poate chiar din lună, da? Și pentru câini și pentru mistreți. Am ajuns la ziua de joi deja, 19 iulie, zi de șobolan sub elementul apă yang, deci este o apă yang pe o apă yang. O zi bună pentru alți nativi decât șobolanii, din păcate. Șobolanii se confruntă cu imunitate scăzută, probleme cu sănătatea posibile.
sau mai mici sau mai mari, depinde de situația fiecăruia. Atenție la șobolanii mai vârstnici sau la cei care se știu cu probleme de sănătate mai vechi. Pot să aibă anumite afecțiuni, să aibă anumite dureri în corp. Nu uitați de amuleta aceasta a sănătății, oricare din ele, că deja am spus foarte mult despre ele. În primul rând, pagoda celor 5 elemente asupra dumneavoastră cu stupa Budanat și astăzi, această zi de joi 19 și o amuletă pentru sănătate. Este o zi problematică, evitați mulțimile, evitați stresul, evitați mulți oameni în jurul dumneavoastră, vă obosesc enorm, nu mergeți la cumpărături în această zi. Încercați să vă țineți cumpătul și să fiți ceva mai toleranți și să lăsați totul să curgă. Încercați să înțelegeți și pe alții și nu vă enervați prea tare. Cei care aveți probleme cu inima, grijă. Nativii bivol sunt ajutați masiv de această zodia șobolanului în această zi, dar vine o stea de multiplicare a stelelor certurilor, că două, și se pot certa, nu știu, bivolii de obicei nu prea se ceartă, dar și ajută șobolanul cei drept, pot să-și țină gura cu chiu cu vai, s-ar putea să li se facă o nedreptate și să nu poată să tacă, pur și simplu, că e dreptul lor. Deci încercați să fiți cât de vigilenți puteți, pe tăcute, dacă se poate. Nu știu dacă se poate asta. Eu vă recomand în primul rând să nu uitați de amuleta forței vitale. Este foarte importantă pentru tot anul, pentru dumneavoastră, amuleta Taisui, inutil să vă mai spun. Deci vă trebuie multe amulete, asta e situația la bivoli. Și amuleta celor trei celești și eventual și cea cu mărul roșu împotriva certurilor. Amuleta forței vitale, o știți și o aveți pe site pe romaniafengshui.ro, este esențială pentru toți cei care aveți parametrii proști. Și cel puțin 6, dacă nu chiar 7 din zodiile acestui zodiac chinezesc, sunt afectate pe parametrii de forță vitală în acest an. Bivolii sunt printre primii. E un an slab pentru ei. Și nu sunt ajutați săraci cam din nicio parte. Nici zodia nu-i ajută, nici steaua nu-i ajută foarte tare. Din fericire nu e o stea de boală, cum va fi la anul. Dar, până atunci mai e, trebuie să acționăm cu putere împotriva acestor stele 3 din această lună de dușman și să nu mai lăsăm multiplicarea să se manifeste. Îmbrăcați-vă în culori de metal în această zi de joi, și anume alb, gri, argintiu, auriu. Purtați femeile bijuterii, auriu, argintiu, nu contează că sunt gablonțuri sau ce sunt. Încercați să vă folosiți de această culoare, aceste culori, acest element, da? Cât mai mult, purtați metal pe voi, vă ajută foarte tare și încercați să evitați culoarea verde toată luna, dar nu numai luna asta, verdele evitați-l și evitați culorile de apă toată luna, da? În schimb, cele de metal vă sunt folositoare și în această zi nu vă sunt și cele de foc, dar în restul și nici în această lună nu vă sunt cele de foc prea mult, dar în această zi, în mod special, focul totuși este bun cam tot anul, ca și nuanțe pentru voi, roz, grena, roșu, siclam și așa mai departe. În această zi să nu purtați foc, în rest este ok. Nativii iepure au o penalizare pe dragoste, dar nu mare, pot să se poate enerva din ceva, nu este grav, da? Puteți să dregeți situația foarte ușor, doar să fiți atenți, să vă exprimați corect, frumos. Este o zi, cum să spun eu, cu înțelegere, cu toleranță, dacă și dumneavoastră sunteți așa. Adică problema ar putea apărea doar de la dumneavoastră, sincer. Nu este ceva grav, vă spuneam. N-ar strica să aveți o amuletă pentru dragoste cu voi, mai ales dacă sunteți într-un cuplu stabil. Dacă nu sunteți, nu sunteți. Asta e, dar dacă sunteți într-un cuplu sau într-o relație frumoasă de parteneriat, e bine să aveți o amuletă de protecție a dragostei. Nativii dragon au o zi slabă, din cauza că este o a 5 acolo, dar îi ajută ziua de șobolan ca zodie, că e aliatul lor. Trebuie să fie foarte atenți cu sănătatea și sănătatea spun dacă sunt probleme pe elementul pământ sau pe elementul apă. Acum fiecare își cunoaște problemele, totuși sănătatea este la cea din în vizor, da? Încercați să aveți fie pagoda celor 5 elemente cu voi, fie o amuletă de sănătate sau de protecție doar. Da? Și cred că cam toți care mă urmăriți, ceva de protecție cred că aveți în casă, mă refer la amulete, sau pentru sănătate, una din două. Oricare din acestea va fi foarte bună pentru dragoni.
Iar nativul șarpe este puțin mai afectat decât dragonul, pentru că șobolanul, sigur, îl ajută, dar nu atât de mult ca pe dragon. Singurul avantaj al șarpelui, vă spun, este că e un an extraordinar de bun, luna minunată, absolut minunată, și această stea 5 doar a zilei, până la urmă nu vă pune cine știe ce bețe în roate, dar atenție la sănătate, primul rând. Nativii cal sunt în zi de șobolan, dar nu au o stea rea deloc, este o stea de succes și de victorii. Ar trebui în asemenea zile, chiar dacă o aveți steaua, să purtați și stingardul victoriei, pentru că e zi de dușman. Și ca să poată steaua să se manifeste plenar, la cote maxime, atunci, în aceste circunstanțe, vă trebuie amuleta să o purtați, da? Așa că ar fi de bun augur să aveți această amuletă asupra dumneavoastră și, în genere, oricui este benefică, pentru că e, până la urmă, stingardul victoriei. Deci, rău nu vă face, ci vă poartă noroc. Nativii oaie sunt destul de slab influențați în această zi. Este zi de dușman indirect și o stea de ceartă. Deci puteți să fiți mai irascibili, mai deranjați de ceva, eu știu, să vă și arătați acest deranj. Încercați să fiți ceva mai toleranți. Voi sunteți de felul vostru, bine, nu toți, sunt și oi care sunt mai cu foc așa în ele. Ce să vă spun, este o zi în care ar fi bine să evitați conflictul de orice fel și chiar conflictul de idei. Deci chiar dacă e constructiv, mai amânați-l pentru altă zi. Nativii maimuță sunt ceva mai ajutați cumva, poate nu reușesc să nu se certe, deși ei sunt ceva mai vehemenți decât nativii oaie, pentru că e totuși zi de aliat și vă ajută, sunteți oameni de acțiune, s-ar putea totuși să nu tăceți dacă e cazul. Dar vă trece repede. Asta este avantajul. N-ar strica amuleta celor trei celești și pentru o zodie și pentru cealaltă. Nativii cocoș. În sfârșit o zi bună, în săptămână, ceva mult mai bună. Este o zi cu prosperitate, o zi cu succes, o zi bună la locul de muncă, în carieră, chiar o aplanare a problemelor de sănătate, dacă au fost. O zi bună. Deci poate că e cea mai bună din săptămână. Da, clar, este cea mai bună din săptămână și ar fi bine să o folosiți la maximum, să vă concentrați, să faceți lucrurile pe care vi le doreați sau lucrurile așa cum ar fi trebuit să iasă în alte zile și n-au ieșit. Puteți primi bani, puteți să luați o decizie legată de banii dumneavoastră, care să fie de bun augur. Eu v-aș recomanda, pentru că este această lună cu ceva probleme, clar, da, să aveți în permanență cu voi, mai ales pentru asemenea zile în care se poate potența steaua 8, o amuletă de prosperitate. Eu vă dau doar un exemplu acum. Este amuleta cufărului bogăției și pe spate are o pleiadă de mantre și de simboluri pentru prosperitate. Spatele ei e mult mai bogat, dar fața este simbolul maxim de prosperitate, cufărul care adună prosperitate. V-aș recomanda ceva gen amuletă pentru prosperitate, nu de alta, dar nu vă strică deloc, aveți nevoie de ajutor în acest sens. Nativii câine, atenție mare în această zi, una dintre cele mai slabe din săptămână. O zi de furturi, probleme materiale pot să apară, mici enervări legate de bani, discuții chiar legate de bani, sau ușor agresivitate cu un coleg de muncă sau cu un subaltern. Deci atenție mare. Purtați amuleta rinocer și elefant, pentru că nu vă ajută nici zodia zilei, nici steaua zilei, clar. Pentru mistreți, cam același aspect, încercați chiar să purtați albastru, ceva albastru, ceva albastru, pentru câini și pentru mistreți, chiar dacă e zi de apă. Acest element al zilei, de fapt, pe voi vă ajută. Însă, depinde ce e în ceartul fiecăruia, nu putem să știm. Cei care nu aveți apă deloc, clar ar trebui să purtați apă sau dacă este slab reprezentată în ceartul vostru. Dar amuleta rinocer și elefant ar face poate chiar mai mult, sincer, pentru că e și în albastru și este și simbolul de bază plus mantrele. Ce să vă spun, pentru săptămâna aceasta și viitoarea, noi sigur am terminat acum cu explicațiile, eu adică, dar sigur că întrebări sunt binevenite, în măsura timpului pe care îl găsesc cumva la dispoziție, vă răspund la ele. Nu uitați, deci,
Cursul de la Cluj se ține 4 iulie duminică, 4 noiembrie, mă scuzați, duminică, în noiembrie anul acesta. Cursul de la Timișoara va fi într-o zi de sâmbătă, 10 noiembrie. Sper să spun data corect. Vor fi amândouă de Feng Shui începător și nivel mediu. Locuri mai sunt la fiecare acum. Vom mai discuta pe parcurs, vă voi mai anunța, iar cursul de Feng Shui începător și nivel mediu din București se va ține în septembrie 22, care pică într-o sâmbătă, tot în sectorul 1, cum v-am obișnuit, iar cel de Pacii, posibil să fie pe 29 septembrie sau cel mai târziu în prima sâmbătă din octombrie, dar cred că 29 septembrie va fi. Și până atunci, sigur, dacă doriți înscriere pentru aceste cursuri, vă rog să-mi dați SMS, nu altceva, pentru că s-ar putea să nu vă pot răspunde la telefon, nu că nu vreau, dar n-apuc de multe ori. Cu ocazia asta îmi dați și numele dumneavoastră, vă trec pe listă și vă contactez cât de repede pot și vă dau mai multe informații. Da? Costul oricăruia din aceste cursuri e 480 de lei. Care include material de curs, gustări în cazul provinciei, mâncare zdravănă la București, cafele, ceaiuri, ape non-stop și, bineînțeles, și întrebările dumneavoastră și toate celelalte. Vă las cu bine pentru această parte a emisiunii. Să sperăm că auzim de bine și că nu se mai întâmplă atâtea nenorociri pe glob. Din păcate, estul lumii, și cu asta închei, este foarte afectat. Vedeți, această dublare de stea 7 a început să-și simtă prezența încă o dată cu luna solară, Aoi. Japonia este sub ape și nu numai. Sunt foarte mulți morți, sunt dați dispăruți. Există tot felul de teorii că au fost norii mutați, influențați de o nație anume, în fine, nu mai contează. Nu știu dacă e chiar adevărat, o fi, nu zic, însă există aceste predispoziții. Astea nu mint, dragii mei, din păcate. Și când sunt stele malefice, trebuie să fim foarte vigilenți, foarte precauți și să ne protejăm cât putem. Da? Sunt situații de astfel de probleme, cum au fost inundațiile în acest an și, de fapt, problemele sunt cu solul foarte mari, că de la aceste inundații, ați văzut, se dărâmă poduri, se dărâmă ce nu s-au dărâmat, case, alunecări de teren masive, mai au munții soia din loc și ce să mai, Doamne ferește, o să mai auzim posibil de cutremur, este lună de pământ, in, deci pământ care nu știi la ce să te aștepți de la el, luna oii și din păcate s-ar putea să auzim de ieșiri în stradă, nu neapărat, mă refer și la noi, sigur că da, dar în general, pe glob să fie anumite răzvrătiri. Avem această stea nouă în centrul chartului care aduce foc, aduce nu numai incendii, explozii, accidente aeriene și așa, ci și foc în sufletul oamenilor. Adică pot să se răzvrătească, pot să iasă la iveală niște sentimente sau niște emoții care nu mai pot fi controlate. E adevărat că e luna oii, o lună de diplomat care să sperăm că ne ajută pe această cale, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că această dublare de stea, orice stea ar fi ea acolo pentru sectorul fiecăruia dintre voi, vine cu o energie masivă în plus a acelei stele, bună sau rea. Trebuie să știm cum să o gestionăm, chiar dacă e bună. Atenție! Deci cei care au dublare de stea 8, cum sunt dragonii și șerpii, trebuie să știe să-și gestioneze banii. Nu zicem acum să cheltuim așa, să-i aruncăm pe fereastră, pentru că vom plăti luna viitoare când vine steaua pierderilor materiale pe sectorul lor. Și atunci, vedeți, trebuie să gândim acțiunile noastre. Sper că eu să vă pot fi de folos cu ceea ce pot eu, sigur că da. Așadar, sigur că sunt binevenite întrebările, atâta timp cât nu sunt repetitive. Pentru că atunci, sigur că devin deranjante, mai ales lucruri care au fost explicate în emisiunile de anul acesta. N-o să mai poposesc pe ele, n-o să mai pot să stau pe ele, dar întrebările noi și lucrurile importante sunt binevenite. Așadar, vă dau întâlnire în fragmentul următor cu stelele lunare, cu câteva explicații. Eu vă las cu bine să aveți o săptămână cât mai ușoară și cât mai fără probleme cu sănătate, în primul rând.